Oficiali masă de tupene, oficiali să zicem bolberiți, adică de ce te creează pe masă. Salut prezența tuturor, dar în special nu vă sperați să oficiali mai sunteți aici. Dar că cel mai mare bucurie și fericire pentru mine, colegii mei de la Centrul de Sfântul Sfântății și de Producție, este faptul că sunt colegii noastre dragi, beneficiarii și proiectului în 2016-2017 și proiectul actual. Și încă o dată chiar mă gândeam ieri, când am învățat tot de la dumneavoastră, această frate minunată, că nimic despre ei sau despre ele, nimic despre noi, fără noi. Nimic despre ei, am în special să vă pierdem să vină astăzi. Deci noi astăzi nu o să descoperim ceva categoric nou, dar eu mă numesc Florica Cuțitan, dacă este ocazie pentru mine, pentru noi toți, încă o dată să ne aducem în minte despre niște lucruri importante, care sper că un pas o să contribuie iarăși la faptul că persoanele dizabilități să devină mai vizibile. Eu am un vis ca pe stradă să vedem alături de noi, transport, unde ne-am duce, film, teatru, unde ne-am fi prezenți. Să vedem alături de noi și atât ceea ce am făcut noi acești doi ani să ne povestim și ceea ce o să facem continuare, sper, este îndreptat spre acest vid al meu, al nostru. Ce vă vedeți în fața dumneavoastră? Noi să lucrăm până la orele 14, așa că să fac niște anunțuri, pauze între aceste prezentări. Nu o să avem, dar să facem un pic de pauză, dar poate un cer cu dimineața. Și apoi la 14 să o să vă invităm la o cealaltă ca agenda, o vedeți, dacă e ceva de la agenda super deschis. Și de ce orele astea sunt bine spun, da? Persoanele de care de tot în ochitație de neștire. Și eu pe cuvânt cu mare drag, colegii, vă spuneați să vă spun așa, de la Ministerul Sănătății, pentru că în adevăr, am venit colegi. Și noi nimeni care ceva mai informat, mai instruit și noi tot timpul am colaborat, am știut colaborat toți anii existenței celor din prima de reproducere, șapta din anul cam 2001, dar în special am apreciat această colaborare cu Ministerul Sănătății pe parcursul acestui proiect și în Tatiana mi-a putea să ne spună și care au fost și impedimentele și momente mai departe, care de cum noi am reușit să trecem aceste evenimente, să te dăruim. Doamna Zăteană Zătic, direcția Aschează Medicală de Mărți și Unitară. Doamna Zăteană Zătic, vă ofer cuvântul cu dragă. Este doamna Rănică, mare dragă la acest eveniment, deoarece este un eveniment foarte important și practic am fost pe parcursul de învățare acestui proiect în așa, alături de cei care au implementat proiectul respectiv. Eu mă bucur de fiecare dată când doamna comandant vine cu idei frumoase pentru proiecte anume dedicate persoanelor, femeilor, în general, inclusiv femeilor cu disabilități. Și pe mai acest proiect, atunci când am văzut-o, era de fapt, se cadrează perfect în toate tot ce ține anume de asigurarea accesului femeilor la servicii pentru sănătatea sexuală și reproductivă și cu accent de femeile cu disabilități. Deoarece noi avem, cum am menționat, de politici care sunt elaborate de către minister, promovate de către minister, aprobate de către Parlament și de către Guvern, avem legea cu privire la sănătatea reproducției, avem programe naționale privind sănătatea
sexuală și reproductivă și dacă ne uităm toate acestea sunt aliniate anume la obiectivele de dezvoltare durabilă, deoarece această tematică este în vizorul unei întregi. La nivel global, se pune acest anume de accesibilitate pentru toți. Pentru toți trebuie să aibă accesul echitabil la servicii de sănătate, fără discriminare și fără a lăsa pe nimeni în urmă. Și m-am bucurat foarte mult atunci când doamna Brita a zis că sloganul că nimic pentru noi, fără noi, bunia de ochii doamnei care am susținut aceasta, deoarece, într-adevăr, este foarte important ca serviciile care le dezvoltăm să fie acceptate și fie anume cele care, de care aveți nevoie. Și țara a avansat foarte mult în ultima perioadă, în dezvoltarea serviciilor medicale, anume sportului partenerilor internaționali și este aici de datul UK, de doamna Eugenia Gheazan, și sunt servicii anume necesarie femeilor, dar nu excludem băieții, că avem și câteva bărbați aici, că fără bărbați nu vom avea sănătate de plină a femeilor și s-a lucrat foarte mult anume pe cadrul normativ, anume ce ține de serviciile de sănătate reproductivă, serviciile de screening cervical, care sunt foarte importante pentru a avea o societate sănătoasă și care a venit pe lângă faptul că avem servicii, dar schimbăm abordarea între sarea serviciilor. Și acest proiect la fel a venit cu multe sesiuni de informare pentru medici, deoarece este important ca lucrătorii medicali să cunoască care este specificul femeilor cu nevoi speciale, deoarece am avut perioada subiectă când se zicea că o persoană cu disabilități, de fapt, ar trebui să aibă metode de contracepție durată, să nu mai aibă copii sau să avem o limitare copiilor care naște o femeie cu dizabilități și asta, de fapt, trebuie să ajungă în știința viitoare. Și asta este foarte important și realizarea durată acestui proiect, deoarece sesiunile de informare, acel ghid care a fost elaborat de către sportul proiectului și a fost realizat medicilor de familie, considerăm că este foarte important. Plus, tot ceea ce ține anume de schimbarea părerii, cum sunt dispozitivele medicale, cum sunt acele codorii psihologice pentru examinarea femeilor cu disabilități. Și aici, iarăși, ei au fost cel care a venit cu schimbarea pentru a avea este de examinare care permit diferite ajutări pentru a avea posibilitatea de a examina femeia, de a face, de a o face mai adică serviciu mai accesibil, dar să nu se simte discriminată atunci când nu are capacitatea de a urca pe acel codoliu și psihologic. Ce este foarte important că de acum și cei care procură, care fac careva numirea echipamentelor, deja au învățat că trebuie să aibă dispozitive anume care pot să facă mai accesibile serviciile respective. Multă comunicare, la fel cum am zis eu, am privit cu mare, așa, cu control spate, acele tubulețe care au fost filmate despre metode de contracepție, anume cu persoane cu dizabilități. Și toate au fost răspătite, adică au fost premise către instituții medicale să fie utilizate ca material informativ pentru toată comunitatea medicală și pentru societate în general. Deoarece este important ca dumneavoastră să cunoașteți acest lucru, dar trebuie să-l cunoască și societatea în general, să-și schimbe mentalitatea, să aibă o altă privire la femeile față de dizabilități, deoarece toți suntem legali și drepturile omului sunt foarte importante.
Deci, mi-am făcut foarte important care s-a reușit în cadrul acestui proiect și vreau să felicit doamna Radica Comendant pentru acest lucru, deoarece, zic, ziceam eu chiar atunci, la educatul experimental, noi, da, ne dorim ca să avem criterii de acces acceptibile, să avem cât instituția, cât mai accesibilă, dar de păcate standardele noastre de evaluare și acreditare nu era stipulat de acest lucru în reașință, adică era și stabilit recomandări de persoanele acestor standarde care utilizate în procesul de evaluare va face ca instituțiile care să fie mai accesibile. Plus, o motivare pentru activitatea instituțiilor mentale și prestatori de servicii de sănătate sexuală și reproductivă sunt indicatorii de calitate, care sunt indicatorii de interesare. Deoarece este foarte important numai să vedem, să zicem că am făcut serviciile mai accesibile, dar să avem posibilitatea de a număra și de a vedea în cifre care este într-adevăr realitatea. Dacă, într-adevăr, unul dintre femei cu disabilități au beneficiat de metode de contracepție, dacă au fost accesibile serviciile pentru femeile gravide care sunt cu disabilități, adică toate acele probleme care se confruntă o femeie cu domeniul disabilității sexuale și reproductive, să le avem cu calificate în indicatori care ar putea fi ulterior comparate cu situația din alte țări, din alte localități, adică din alte regiuni. De ce într-adevăr, consider că nu e, după cum am menționat și la Veronica, nu e de ultimul proiect. Eu consider că vor fi mai multe proiecte și trebuie să avem alături partenerii internaționali care au ca în agenda anume această prioritate pentru sănătatea publică, deoarece este foarte important ca dreptul femeii să fie respectat, anume dreptul de reproducere și dreptul de sănătate sexuală. Și sper că acest proiect astăzi va avea cu succes după această parte rotundă și vor veni alte oportunități, alte posibilități ca tot dumneavoastră să fiți în continuare activ și vin în pace, veneam dinspre Parcul Național, am găsut pe strada Puștiu, că eu ceva nu mă vor să deschide și era scris femeia care vorbește este piernică. Nu am reținut cine, că mergeam așa repede să mă întârzi. Cine a zis, dar într-adevăr este important să vorbiți despre nevoile voastre, despre necesitățile voastre și nu numai voastre ce vă prezenți în sală, dar sunteți vocea tuturor femeilor din comunitatea unde sunteți. Și este important să fiți auzite și să fiți în adevăr să fie respectat drepturile fiecarei femei din țară și în special femeilor cu nevoi speciale. Atât am spus, poate Mulțumim, domnul. Cu siguranță vă vom continua și noi și tot ceilalți, dar primele o remarcă. Acest întregi echipă, inclusiv când zic echipă, la am vedere de tot dumneavoastră. Cu mare dragă, vreau să prezint doctorul vorbitor, Eugen Pezan, de la Fondul Național de Populație, care ne-a ajutat prin chestii cu niște domnări, dar nu mai. Bună ziua tuturor și mulțumesc tare mult pentru invitația de a participa în cadrul acestui eveniment și eu și colega mea, domnul Sârcu. Deci ne-am bucurat mult să fim prezenți astăzi la această etapă de încheiere a unui proiect. De fapt, nu este primul proiect care se realizează sub formă centrului de inserire în sentențe reproductive. Și este bine că există o continuitate. Cu siguranță că ne dorim foarte mult să conjugăm eforturi de și în viitor pentru a obține rezultatele de lungă durată din acele de scurtă perioadă de timp implementare.
Rosete, acestui proiect pentru care vreau să felicit pe întreaga echipă, dar și comunitatea persoanelor cu dizabilități, este în primul rând acest proiect a contribuit și la consolidarea comunității și cred că dumneavoastră puteți să afirmați acest lucru, pentru că este și o oportunitate foarte bună de a vedea în cadrul întâlnirilor, în cadrul instruirilor, în cadrul dezbaterilor, în cadrul ședințelor tehnice de diferite subiecte. Este un proiect care a contribuit și la consolidarea colaborării dintre sectoare, pentru că vorbim și de asistență medicală primară și de alte specialități în domeniul sănătății, de rolul bursii comunitare care joacă un rol foarte important în legătura dintre sectorul de sănătate și cel de asistență socială, despre rolul dumneavoastră în calitate de cimpioni, nu știu dacă mă exprim corect, dar când v-ați prezentat istoriile de viață, arătând că se poate, că este drept, că toate miturile, prejudecățile, stereotipurile în gândire care persistă la nivel de societate trebuie și pot fi combătute prin prezentarea istoriilor de succes de viață. Deci este cel mai important exemplu care ajută la nivel de fiecare om, la nivel de fiecare comunitate, ca să înțeleagă că, de fapt, stereotipurile pot fi combătute și că trebuie pur și simplu să facem un mic efort ca să ieșim din această cultură în care ne-am depins să venim pe un mare un subiect sau altul. Fondul pentru populație, deci noi ne complimentăm, să v-a spus și doamna Tatiana, există mulți actori, deci la nivel național, care susțin diferite intervenții care se complimentează. Și noi, adițional proiectului de rezultate care ne dorim astăzi, aș vrea să menționez cu siguranță că deva trebuie mult dintre călători că vă cunosc, dar Fondul pentru populație a făcut pe parcursul ultimilor ani și îmbunătățirea sau crearea căilor de acces în centrele de tineret prin formarea lor ca să fie mai accesibile pentru tineri cu dizabilități care vin la nivel de comunitate. În cadrul unui parteneriat de colaborare cu diaspora, cunoașteți că au fost dotate cu 5 fotolici oncologici adaptate, 5 instituții medicale din țară. Cu siguranță cunoașteți și despre suportul partenerilor în medicină, deci rețeaua centrelor în sănătate prietenoase tinerilor care au fost dotate cu totul fotolici oncologici adaptate și doamna Galina Rășcoi, este prezentată din țară și poate să ne menționeze despre acest lucru. În afară de cea propunere pentru populația anul ăsta va susține dotarea departamentelor de rezistență cu fotori ginecologice adaptate de pentru persoanelor cu dizabilități, dar și a persoanelor cu dizabilități, persoanelor de vârsta a trei, care tot au nevoie de examinări ginecologice și au nevoie de aceste mecanisme a reducerii a fotorilor ginecologice. În afară de aceasta, cum și-a menționat deja la Octaviana, și fostul program de politici în domeniul sănătății și drepturilor sexuale și reproductive avea de idee cu referire la îmbunătățirea accesului calității, nu doar la servicii, dar și la informații și la educare. Și vreau să vă menționez și vreau să vă mulțumesc colegilor, expertilor naționali care au elaborat nou program, nou document de politici. Deci colegii sunt de fel sensuali, este doamna Rodica Comedan, este doamna Galina Mișcu, este doamna Elina Săgădac și alți colegi care au elaborat. Și credeți-mă că la fiecare privire s-au gândit la toată, prin prisma desideratului de a nu lăsa primul în urmă, deci s-au gândit ca să fie creat accesul tuturor persoanelor din această țară la servicii pe calitativ de sănătate sexuală și reproductive, la fel la informare și la educare. Sunt multe rezultate pe care o să fie prezentate în continuare. Cu speranță că ne vom bucura să le trecem în revistă și să le marcăm împreună toți, dar cu siguranță că există foarte multe aspecte la care trebuie să lucrăm în continuare. Și da, avem deja careva materiale înlocurate, dar care și așa vă bucură la toți. Și sau cum se are șoapte, să alte probleme de vedere sau de auzit, dar ei nu sunt suficiente. Pentru ca să oferim posibilitatea fiecărei persoane să iau decizii autonome, deci cu privire la viața copilului, la starea de sănătate, este important ca să avem materiale adaptate pe toate componentele. Și aici tu poți înțelege că avem nevoie să lucrăm și să acoperim aceste nevoi de să-ți făcute. La fel, deci este foarte important ca să avem toate clădirile, toate infrastructura adaptată, astfel ca persoana să se poată descurca și fără ajutorul unei persoane de alături de noi. La fel, deci o altă barieră care există încă în diferite instituții, inclusiv în sistemul de sănătate, este
necesitatea de a produce, de a utiliza limbajul semnelor și este evident importanța prezenței unui traducător, unui traducător care poate să vină la necesitate practic în cadrul acestei instituții pentru a nu pentru a sfate această barieră, pentru că nu este posibil să discutăm subiecte sensibile cum este domeniul sănătății sexuale și reproductive în fața părinților noștri sau în fața oricărui îngrijitor sau unui persoane care ne ajută. Sunt subiecte foarte sensibile care trebuie să se excludă această barieră psihologică pentru ca să putem crea acest universal. Nu aș vrea să trebuie să ne mult din timp, fiindcă este foarte mult dispus la acest capitol cu siguranță că avem înainte o posibilitate să avem de acum. Mulțumesc foarte mult, Eugenia, și da, sperăm că acest parteneriat va continua. Suntem aici în sensul sănătății drepturilor sexuale și reproductive, dar mă special cu toate sănătății. Aici vreau să fac o remarcă în condiții pe Eugenia, nu înseamnă că o avem cele deschidere față de sănătate și de sexuale de a bărbaților, dar noi suntem și în toată echipă de cei deci așa ne va cu oameni simplu să cedem. Și tot am mai zis și în proiectul precedent, când am dat cumva avem în vedere și extinderea asupra sau spre bărbați. Când ne-am dat, o să vrem asta în momentul următor, Xenia a ieșit, nu știu de ce. Domnul Schipas, ne spune că era cu din chef, dar am spus în mine a fost. Bună ziua, Hristos, am iar. V-am luat din amirea în dragă, mulțumesc. Faptul că m-ați invitat la această rotundă, eu cu cea mai mare plăcere am încercat să participe pentru că am invitat la mulți colegi care vor avea de fiecare zi și mă bucur faptul că tema este dacă o să ne exprim așa pe că dumneavoastră o să ne susțineți până nu de mult această temă era așa cam era cu primii de a discuta tema respectivă. Mai mult, pare foarte bine că noi am fost implicați, adică centrul de informare și reabilitare a elaborat, adică dumneavoastră m-ați elaborat, noi l-am întrebat, acest ghid în praie, care 75 de întrebare au fost expediate în 37 de organizații teritoriale și 7 biblioteci care nu pot rămâne contate sau vor ședește. Și în a fost repartizat în toate organizațiile respective. Vreau să spun că persoanele nevăzătoare, mai des în ultimul timp, de femeie, în secret și dumneavoastră, cei care activați în teritoriu, o să mă susțineți în acest domeniu că foarte multe mame, tați, că părinții au plecat în, pentru ca să fie undeva să sluie aceste persoane care au nevoie speciale, și aceste copii au rămas părere de rău sub tutela micilor, uneilor, surorilor, nu știu cui încă. Și este o problemă foarte mare că nu activează școala specializată de bălți, care începând cu anul trecut, a fost totalmente închise. Vreau să vă spun dacă până atunci în școală se studia braille și persoane nevăzătoare să iau braille, acum persoanele tinere sau chiar și persoanele mai vârste au posibilitatea să studieze braille în ea în cadrul centrului de informare pe reabilitare a Asociației Nevăzătorilor de Școală. Până de rău, în legătură cu COVID-ul, în legătură cu situația care a fost explicată, a fost, este și sperăm să va avem atunci mai degrabă, o război din care noi de Cremin, cu o parte din Cremin, este o parte companie care a trecut informații pe educare, unde persoanele nevănătoare din teritoriul erau cazate în perioada de 3 luni de zile, etc. Erau la insultate de pacientul, acum mai multe jumătate de fapt de persoane din lucrare. Dar, oricum, vreau să spun că din asta la fața atins o temă foarte sensibilă, o temă care, repet, o dată, nu se discută în acum, dar acum fiecare persoane vădătoare care poate fi în rai sau care o să primească disport și o să se
informezi dintre toate problemele pe care noi astăzi discutăm. Eu aș putea să spun multe, dar aș spune doamna Tăceană și doamna Eugenia foarte multe lucruri care adică, sunt prevăzute în cadrul acestui proiect. Îmi rămâne urmă să mă refer, dar lucruri pe lucruri să fac, de atât vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați organizat. Vreau să mulțumesc echipei întregi, vreau să mulțumesc ambasadei Finlandiei din București care a susținut acest proiect foarte binevenit, foarte important pentru persoanele dumneavoastră, pentru femei și fete. Sper că aceasta va duce la un îmbunătățire a cunoștinței persoanelor respective în prima dată. Eu vă mulțumesc și mă doresc să succes. Sper că vă mulțumesc. Sper că vă mulțumesc. Sper că vă mulțumesc. Să pună ceva și vreau să-ți dați să mulțumesc pentru că tot timpul a fost cu noi. În voie precedent, Slavă Bălană, prin intermediul dumneavoastră, a fost să-l primat. Tot am venit care dat din așa, și cu atestire și cu spar, așa că dumneavoastră continuați aceeași practică. Salut prezența tuturor și este un element foarte important în perspectiva că, iată cum îmi aduc aminte de vreo 10 ani în urmă, o prietenă care a emigrat din țara noastră, unul dintre motive care era adoptat atunci era să am o viață de calitate, inclusiv în ceea ce ține de sănătate sexuală reproductivă. Știți că dacă cineva o să mă întrebe ce înseamnă sănătate sexuală reproductivă pentru femei și fete cu dizabilități, am să zic fix aceeași ca și pentru toți. Numai că noi vorbim despre un mediu accesibil, unul, despre atitudinea nediscriminatorie față de fete și femei cu dizabilități, ca să fie tratați cu demnitate și respect. Pentru a presupune că care n-ar fi tipul de dizabilitate a fetei străduse. Femei, că ea nu este capabilă să devină o mamică, că ea nu poate să aibă o viață sexuală de calitate și că ea nu poate să aibă acces la aceleași servicii ca și alte persoane. Dreptul la cel mai înalt nivel de sănătate fizică și mentală este unul dintre drepturi fundamentale de omului, inclusiv a fetelor și femeilor, a noastră tuturor. Eu sunt păritoare de limba rusă, așa că vine oară să... O să vină câte un cuvânt cu terminația. Ceea ce este foarte important, eu văd eu și multe fete și femei, colegii noștri, progresul se vede în ceea ce se face, dar cum sunt beneficiarii. Cum sunt fete și femei, ce experiențe au, cum nasc copii, cum devin mamici. Deci în asta se măsoară cel mai important progres, că noi acum în țară putem să ne bucurăm de mai multe servicii calitative, de o consiliere calitativă, de o atitudine de partea medicilor cu utilitate și expert. Eu vă urez succes în continuare și noi ca întotdeauna vom fi alături de voi și ne urez tuturor discuție cât de productivă. Mersi! Mulțumesc tare mult! Așa e, trebuie să fim într-o echipă, toți împreună, ca să atingem niște rezultate. Noi continuăm și în continuare o să vă prezint niște lucruri care dumneavoastră deja le cunoașteți. Eu nu am avut altceva de prezentat aici ca cifre, ca niște răspunsuri la ANGP, decât studiul nostru care l-am făcut în 2016-2017. Observați că tot, apropo, ambasada Finlandiei ne-a susținut și observați aici numele Alumnii Serbo, care a fost coordonator de atunci al acestui proiect, așa cum a Oganela, care practic ea a fost folicuță în acest proiect. Și dacă aveți un document în care
Și că să fie mai autentice sau mai proaspete, vă rog să ne dați de știre, dar noi continuăm să citem aceste cifre, care de fapt a fost prima dată când ne-am propus să aflăm ce cred persoane cu dizabilități despre accesul la servicii. Observați interviurile, focus grupurilor, la acest moment nu o să mă opresc prea mult, că de fapt am putut să știm unde se adresează femeile când au nevoie de servicii, în mod special când au puse violențe sexuale sau când au infractări de drepturi sexuale reproductive, așa. Ce cred în general despre drepturi? Consideră că le au, cum se le exercită, cum se simt în exercitarea acestor drepturi? Am vrut să vedem care sunt sursele de informare și care ar putea să devină sursele de informare. Și care, cum consideră dumnealor, care este accentul la sănătate sexuală reproductive. Repet încă o dată, de ce se întâmplă în anul 2017. Și încep cu aceea când ne-am bucurat atunci și continuăm în anul acesta când am coordonat activitățile, că toate univoc au zis, noi avem aceleași drepturi. Și noi, în prezent dezabilitate, avem dreptul să fim la familie, să avem o relație, să naștem copii și așa mai departe. Și în momentul că avem o dezabilitate locomotorie sau de altceva, nu trebuie să devină impediment sau barieră necesară acestui drepturi. Și observați că aceste noi au fi definite dezabilități care existeze în așa de la multe de instituții sau de la alte instituții, dar iar așa, doar să adăugăm să își recunoască au aceste drepturi. În ceea ce privește accesul, iată aici am stat un pic pentru că au remarcat doamnele domnișoare intervievate că nu toate instituțiile asigură acces fizic, lipsesc cabinetice oncologice adaptate pentru necesitățile femei cu dizabilități. Sistemul medical nu este foarte sensibilizat pentru acest, adică mai este atunci situația că ele sunt discriminate și au avut cuvântul acesta că ce mai trebuie și relații sexuale și bani să capă dizabilitatea ta. Și de fapt au concluzionat că acesta era un comportament discriminator. Iar și pe de altă parte, accesul dar depinde nu numai de aceea dacă pot ele veni la instituția medicală, dar și dacă au ideea sau dorința să vină. Păi iată, am aflat că nu toate, în general, inițiază ce discuții sau pot să discute despre temele acestea. Să simt leșinate, să simt incomod, să le spun aceste întrebări. Pe de altă parte, au remarcat dumneavoastră că societatea este foarte post informată despre dizabilitate în general, cine sunt ele, ce probleme se confruntă și așa mai departe. Iată aici, în ce cifre, avem un jurnalist care practica în stat de cifre. Și deci, observați, care sunt sursele de informare ale persoanelor cu dizabilitate despre sănătatea sexuală reproductivă, așa? Deci ceea ce este cu albastru este sursa actuală și cea cu oraș și ce sursă și-am dorit. Și aici, în primul rând, observați că dacă e să vorbim la general, care e sursa cea mai frecvent accesată, evident, internetul. Și noi știm cu toții că internetul nu pe timpul oferă surse foarte veridice sau informații foarte bazate pe dovezi în acest sens. Dar cine și-ar dori să fie cel mai des sau la cine să vină după informare, cea mai înaltă coloană, aproape 90% de lucrătorii medicali, pe când ei actualmente sunt ca sursă de informare citați la îndreptul 38%. Iarăși, în acest sens, suntem tot ce ai tot aici și ne-a tras atenția, că la moment sursa este zero, adică niciun asistent social din cele întrebate n-a menționat că, adică nici o întrebată n-a menționat că pot să se reformeze la asistență socială. Familia, observați, cam la același nivel, materiale informaționale puține, doar 2-4%, așa și mass media, tot așa, observați, da? 58% se informează, da, pe mass media, așa ar dori mai mult să fie informat. Corespundătorii atunci a fost grupurile noastre de intervenție, lucrătorii medicali și studii sociale. Am înțeles că, prin intermediul informărilor, am putea ridica sau satisface aceste aspirații de persoane cu dizabilități. Am mai întrebat atunci care, consideră dumnealor, sunt cauzele care limitează accesul persoanelor cu dizabilități. Și aici observați că aici au listat instruirea suficiența medicilor,
dezinteresarea față de subiect al lor, atitudini discriminatorie, discriminatorie a familiei și lipsa acestui fizic care trebuie echipamentul adaptat, acesta de așa mai menționat. Și, de fapt, în anul acesta s-au întâlnit o aspect care nu a putut să lansăm în anul 2021. Să asta, de fapt, ne-am dorit să facem, să răspundem la cele provocări care au fost identificate ca în proiectul precedent, în 2016-2017. Și aici, proiectul actual, inclusiv și accesibil pentru toți, abordare multicomponentă pentru promovarea drepturilor sănătății sexuale, pentru prietenii, cu fiecare cu dizabilitate. De ce am zis multicomponentă? Pentru că aici, de fapt, au toți actorii care au avut oarecare atitudine către acest subiect, începând de la cei ajutori medicali, care ați văzut că primele spuneau că nu pot să sunt fericite din invaliere, asistenții sociale, toți au punct de inerenție, în continuare, evident că persoane cu dizabilități, care am dorit chiar și crește nivelul de informare, dar și care capacităm ca formatori în continuare, atunci când își vor pune niște elemente sau niște activități de informare a altor persoane în jurul lor, dar și a familiei, de ce nu? Dar și momente legate de accesibilitate și aici am menționat doamna Tatiana lucrul cu Consiliul de Acreditare. O să dai aici în online pe doamna Marina Cumpăne, care ne-a ajutat în acest sens. Bună ziua! O să începem cu scopul acestui proiect. Acest a fost promovarea serviciilor, informațiilor, infrastructurii totalmente inclusive pentru în domeniul drepturilor sexuale și reproductive pentru persoane cu dizabilități. Au fost câteva obiective. Unul dintre ele, primul, a fost pe beneficiarii direcți, adică fetele și femeile cu dizabilități, și a fost în capacitarea lor în a-și exercita drepturile și totodată de a transmite conștiințe obținute în comunitatea din care vin. Alt obiectiv a vizat îmbunătățirea comunicării și abilităților necesare prestatorilor de servicii, astfel încât să poată presta aceste servicii medicale în domeniul sănătății sexuale și reproductive, bazându-se pe respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Un alt obiectiv a fost îmbunătățirea practicilor existente în rândul specialiștilor, aici ne referim la cei din domeniul asistenței sociale, astfel încât să ne asigurăm că persoanele cu dizabilități pot obține informații veridice, pot fi ghidate în a obține și a accesa servicii de sănătate sexuală și reproductivă. Un alt obiectiv a fost ca să responsabilizăm instituțiile medicale în domeniul țar să poată asigura servicii accesibile de sănătate sexuală și reproductivă. De asemenea, am urmărit că îmbunătățirea evaluării și monitorizării acestora. Consultarea audienței politice și angajamentului pentru a ne asigura dreptul universal persoane cu dizabilități este respectată în domeniul sănătății sexuale și reproductive. O să trecem acum în paralel cu ce ne-am propus, adică activitățile pe care ne-am propus, ce din asta ne-am putut să facem. Am început cu obiectivul numărul 1, da, ce înseamnă activitățile și dizabilități. Ne-am propus să facem formări de formator clinică de formator pentru fetele și femeile cu dizabilități de toate regiunile țării, la centru, sud, nord, ce am reușit să facem? Am reușit să instruim de fete și femeie cu dizabilități în cadrul a două cursuri de formare de formatură și un training pentru beneficiari în jucit în sănătate sexuală și reproductivă din raionul Strășeni. Cine a fost partenerii în cadrul acestei activități? A fost Asociația Motivație,
De asemenea, alt parte era pus alianța organizațiilor persoanelor cu dizabilități și Universitatea de Medicină și Farmaceutică Nicolae Tăstrițeanu. Acestea sunt cele două treninguri, 31 de pete, fost și pe mine au fost instruite în anul nou, în cadrul lui, au fost formate, asta formatori. Și au urmat o idee export a fost în timpul proiectului ca să susținem și să încurajăm ideea și inițiativa unei dintre beneficiarele acestui proiect să organizeze la rândul ei propriul de, adică împreună, evident, cu susținerea noastră și alături de mentorii ei, de ceilalți formatori și experți. Și iată, în așa fel, am organizat pentru 16 fete din mai mulți sfârșeni un training în parteneriat cu organizația Franța Cătitorică. Eu aș vrea să ofer cuvântul Elenei Cășmar, acea beneficiară și mai nou formatoare care, împreună cu care am organizat acest training, pentru că cu siguranță ea o să poată mai bine să povestească și să spună detalii despre el. Elena? Da, sunt președintele Asociației Alianță pentru Doamna. Am putut să beneficiez eu partener, hai să spun colegilor mei, că ne-am putut să aduc informația la nivel de Raimuță și ne-am avut o persoană cu dizabilitățile. Celor 16 femei care s-au spus cuvântul și ele și la rândul lor au luat informații bune benefică pentru ele. Vreau să zic că am, în special am încercat să atrag eu acel direcția medicinii, o persoană, un medic, ca să fie alături de organizații, ca să vadă problemele cu care se confruntă aceste femei și să fie clar lor auzit în direcția medicinii, în policlinic, în acele puncte medicale, ca să spun așa. Ce vreau să zic, toți spun că surorile medicale sau medicii nu încurajează să nu țină taci, nu știu cum se privește, dar trebuie, dar tocmai surorile medicale nu încurajează să aducă lucruri în copil. Dar consider eu că e recuviență, pentru că nu este momentul și nu sunt atât de negative eu, ca să... Chiar dacă am atâta foarte multe informații, totuși consider recuviență că nu încă nu este momentul. Dar mă bucur faptul să cunosc colegi care au deja copii. Ce vreau să zic, nu mai este un impediment problema asta, dizabilitatea cu pomotorii, că nu pot să fie dreptul egale. Mă bucur faptul că în țară lucrurile se schimbă și foarte mult m-am bucurat dacă mai mult s-ar investi în medicină și ar fi acces mai adaptat persoanelor cu dizabilități. Să dispară praguri, să fie rampe de acces, mese adaptate ginecologice în toate raioanele, în toate punctele medicale, să fie reabilitare pentru aceste persoane, încadrare, în toate domeniile posibile. Deci, cam asta m-am putea spune, vă mulțumesc din suflet partenerilor și donatorilor europeni pentru că ne-au văzut pe noi în drepturi egale și eu sper ca în continuare să ne susțin. Vă mulțumesc! Și am vrut să poate să fie Lorena și Fibăr cu alte participante la cele probări de comători. Ne vedeam în sală, doamnă, să te pătire. Da, pare bine, mie îmi dansă. Vă zic, nu, că eu așa încerc. Eu mă gândesc, Da, mulțumim. Mulțumim. Pare foarte bine. Bună ziua la toți și Hristos să înviați. Ați pornit. În primul și în primul rând, da, asta și bani. Chirurg în domeniul social, calitate de specialist principal în problemele persoanelor cu dizabilități, în direcția stânt social și protecția familiei,
Domnului Degean și ar fi bun ca șvite organizate editoriale din Asociația Nevăzătorilor, pentru mine era o provocare foarte, foarte mare. Eu mă gândeam, reușesc, ce să fac, cu ce să încep, cum să mă descurc. Și după aceea, după training-ul de formare de formatori, am inițiat niște discuții cu fete, cu femei, cu nevoi speciale, dar și cu femei din familii sociale vulnerabile, care erau foarte interesați, care erau foarte îngrijiți de situația care este la moment. Și totuși, până la urmă, cred că am reușit să dau răspunsuri la întrebări sensibile, la întrebări care, într-adevăr, au avut nevoie să aibă un răspuns cu cuvinte simple, cu broșuri care erau tipărite în braille. Mulțumim pentru această inițiativă foarte interesantă și nouă. Cred că pe viitor tot să folosim broșuri de date, pe viitor. Și totuși ar vrea să spun că era și este un pas spre acces la informare pentru persoane cu dizabilități, pentru persoane care, într-adevăr, au nevoie. Până la urmă, eu socot din experiența mea de care am zis zi, care am tangență în care zic cu persoane cu dizabilități, mai rămâne o întrebare așa deschisă care ține de familii care trăiesc cu persoane cu dizabilități. Cred că, totuși, până la urmă, persoanele acestea sunt supraprotejați și trebuie de lucrat, trebuie de vorbit în continuare, cu familie, să fie, totuși, susținut mai mult în domeniul dat membrii familiei care trăiesc cu persoane cu dizabilități. Până la urmă, noi vă iau foarte mult timp, aș vrea să mulțumesc doamna Ghita și echipa, echipa care, într-adevăr, ne susținea permanent zi din zi, dacă am avut întrebări, spuneam, întrebam, mulțumesc de suflet și totuși cred că pe viitor să fie domnul și să ne vedeți alte proiecte și să ne vedeți tot așa mare reușite cum ați avut în proiectul dat. Mulțumim mult! Mulțumim mult! Da, mulțumim! Și am vrut doamna Olga Gavdeu, dacă mi se însată, și dacă este fiind cu ușa să vă să хочу в первую очередь поблагодарить всех организаторов и спасибо мотивации, что пригласили меня в этот проект. Он оказался очень своевременным, нужным в этот период моей жизни. И у меня немножко все отношло не так. Знаете, как бы бывают ожидания и бывают реальности. И вот в реальности, то есть в ожидании, я была вдохновлена очень проектом и знаниями, которые получила, и знаниями от своих коллег, которые вот были, девочки, вчера рада вас видеть сегодня, очень помогли мне тоже. И я планировала тоже сделать такой тренинг для людей с ограниченными ментальными возможностями. Но, к сожалению, так случилось, что проект пришлось отложить. Не отказаться на совсем, но отложить. Но у меня, я пошла немного по другому пути, так жизнь меня поняла. Вы знаете, кто для нас важнее на свете? Ну, конечно, наши дети, да, наши дети, солнышки, цветочки, наши дочки и сыночки. И мы все хотим, чтобы наши дочки, сыночки, наши племянники, дети наших друзей, для наших родных, чтобы они были здоровы, счастливы, и чтобы во всех сферах у них было все хорошо, в том числе и в сфере сексуальных развития. И у меня двое внуков, это очень своевременно, потому что ребята подросткового возраста 16-12 лет. Это серьезно. Первое, что пришло. Спасибо. Я прошу прощения, я так понял, нет, это неправильно. Вы нас смотрите, девушка,
У тебя было в проекте. Моя, там не было. Да, я хочу тебе сказать большое спасибо. Так, вот ты, Наталья, это мы поставим в шестом классе. Я рассказывала своему сыну о половом созревании. Я пришла домой. И вот вопрос. Я знаю, что после музыки товарищи на двоих вам уже все рассказали и показали. Но с нами еще то, что у нас остались вопросы, и то, что иногда вы не знаете, куда обратиться. Так вот, обращайтесь к бабушке, а я вас к нему направлю. Вот, так что, как бы, хотя было страшно. И вы знаете, это очень сильно помогло. Я скинула одну вещь, что, ну, конечно, мы все люди, в какой бы сфере ни работали, и преподаватели тоже. И не всегда они корректно могут указать ребенку на то, что он уже подросток, и что ему нужно, как бы, что он меняется. И нужно принимать какие-то меры. К сожалению, иногда это бывает в другой форме. Я с этим столкнулась. И когда дети пришли, пришел очень такой встревоженный, я ему просто сказала, ну, значит, говорю, преподавать его очень. И ничего не нужно бояться. Такой обговорим. Я тебе сейчас все расскажу. Что я вам хочу сказать? Благодаря этому, потому что вот я сделала шаг, перестала стесняться, стала говорить со своими внуками. Мы сделали 4 встречи с его друзьями. С его внучком мне 12 лет. Мы делали по отдельности сначала девочки и мальчики, а одна встреча у нас получилась общая. И даже присутствовали, где-то была сестра, где-то была мама, где-то была тетя. И очень, я знаю, что эти тренинги помогли. Теперь я вижу, как моя внучка, я пробила, как раз бабушка, а вот это бабушка, а вот это тебе. Да, и очень хорошо, что центр молодежи, да, они находятся рядом с нами, где я живу. Я вот сказала, что вы всегда можете туда обратиться, если вы не хотите, не можете приступить общаться с близким, вот всегда можете обратиться туда. То есть все, как вы учили. Я даже одежду одевала, чтобы не более 3 цветов. Хорошо. И знаю, что ты, если встречи с гитаром, это все привело в наши отношения. Последнее, что хочу сказать. Вы подъезжал меня сегодня такси и говорит, а у вас опять какой предмет? Я говорю, учительный, вот это называется, ну вот я ему сказала тему, он говорит, какая нужная вещь. А то все такие необразованные, она нас знает. Мы с ним дискутировали, пока он меня пришел, сказал, что потому что жизнь как-то удалили. Хочу сказать спасибо вам за это очень важное и нужное дело. Версия аудиобука читаем. Версия аудиобука есть в канале 47 YouTube. Да, в библиотеке, если вы хотите участвовать в этом, то я вам пришлю, я умираюсь,
Trebuie să știi de organizații teritoriale asociații învățătorilor, adică practic prezentul teritoriului publici acolo, inclusiv regiunea Transnistreană, și de acolo ele pot fi accesate cu studenții de fetele și femeile nevăzătoare și sau văzătoare. O altă activitate la fel centrată și care a reieșit de trenurile de formare de formatori a fost că pregătim să elaborăm și să chemăm niște videouri. Au fost 6 videouri în care fetele și femeile cu disabilități participante la cele trenuri, dar și formatoarele de la cele trenuri vorbesc, motivează, inspiră și vorbesc pe teme de sănătate sexuală și reproductivă, cele mai variate teme. Noi o să vedem astăzi cu toate aceste videouri, de aceea o să desfășurăm acum foarte mult. Aceste sunt videouri și aș vrea să vă rog pe colegul nostru, Denis, să includem video numărul 2 despre sexualitate, protagonista lui fiind doamna Lumire. Da, salut toată lumea care este în sală și îmi pare rău că fizic nu sunt prezent astăzi la acest eveniment de încheiere a proiectului și totuși mi-a făcut o mare plăcere să particip în cadrul acestui proiect și nu primul, pentru că cu doamna Rodica Comendant noi avem un parteneriat de durată deja de mai mulți de câțiva ani de zile și este foarte plăcut să lucrăm împreună și anume pe acest domeniu, pe acest segment foarte sensibil care vizează drepturile sexuale productive a persoanelor cu dizabilități. Eu mă bucur foarte mult că totuși acest subiect în ultimii ani de zile este abordat mult mai mult, abordat de către ONG-uri, de către fetele, femeile cu dizabilități care vorbesc despre probleme, provocări, vorbesc despre istorie de succes sau istorie mai puțin de succes. Și pentru că dacă ne întoarcem cumva în urmă cu 7-8 ani de zile, acest subiect era un subiect tabu, era foarte straniu să vorbești sau să abordezi acest subiect. De fapt, este drepturile sexuale reproductive, este un drept fundamental pentru fiecare cetățean, inclusiv și pentru femeile, fetele cu dizabilități, băieți și bărbați cu dizabilități. Și mă bucur foarte mult că totuși vedem schimbări la acest capitol, domeniu, pentru că s-a menționat câteva lucruri în cadrul acestui eveniment. Astăzi s-a vorbit și despre acele schimbări pozitive, că avem careva echipamente amplasate în centrele micilor de familie și avem chiar din parteneriat în cadrul unui proiect care noi l-am implementat. Totuși am văzut că autoritățile sunt deschise pentru a face careva schimbări. Da, avem foarte multe probleme și pe acest domeniu, dacă vorbim de problema financiară, pentru că niciodată nu ne ajunge bani, pentru că totul se rezumă la faptul că nu există bani sau finanțe pentru a face careva schimbări, dacă vorbim despre problema accesibilității fizice, pentru că acest aspect este o problemă foarte importantă care cumva stă la bază. Dar pe lângă această provocare, desigur, sunt foarte multe alte probleme mai mici și mai mari și, așa cum am menționat, eu totuși văd schimbarea și la nivel de autorități și îmi face foarte mare plăcere să abordăm acest subiect cu fetele, femeile cu dizabilități, pentru că s-a menționat că s-a făcut un șir de instruiri, training-uri pentru fete, femei, unde a fost abordat acest subiect și totuși îți dai seama că femeile vorbesc despre problema drepturilor sexuale reproductive sau despre istorie de succes. Și sigur că avem și istorii foarte frumoase de succes. Au fost demonstrate și chiar și în aceste filmulețe care vor fi vizionate pe parcurs. Veți vedea că totuși cred că este ceva
normal, este un drept fundamental, așa cum a menționat, să-ți dorești să creezi o familie, nu contează că ai tu o dizabilitate sau nu ai o dizabilitate sau ai altă problemă, da? Este un drept care fiecare cetățean are dreptul să viseze, să-și creeze o familie și să ia în considerare sănătatea sa, pentru că totuși drepturile sexuale reproductive, asta vizează și sănătatea individuală a fiecărei persoane. Eu vreau să mulțumesc organizatorilor pentru acest eveniment și pentru faptul că totuși există continuitate și noi ne dorim continuitate pe acest domeniu, pentru că lucrurile trebuie îmbunătățite mult mai mult decât am pornit noi împreună cu mai multe ONG-uri și avem și deschiderea autorităților. Ne bucurăm faptul că agențiile ONU sunt implicate în acest domeniu și totuși mai este foarte mult de lucru. Așa că ne dorim succes tuturor și ne dorim ca să avem o continuitate pentru a avea mult mai multe rezultate frumoase pe acest domeniu. Mersi foarte mult! Mulțumim tare mult, Bina! Cel ca fiind prietenia noastră, sperăm să continuăm. Eu am o întrebare pentru mine, dar și pentru dumneavoastră, la care eu nu am răspuns. De ce poate spre sfârșit reușit dumneavoastră să răspundeți mie? Dacă în ceea ce privește asistența socială, am reușit cât de cât să realizăm o durabilitate prin includerea în curriculum. Medic familie la fel, cumva cu învățare de stat de medicină și farmacie cu asistența, la fel, reușim cât de cât prin includerea în niște cursuri, prin includerea în prezentările care colegii ne prezintă în acest domeniu, să realizăm continuitatea cu durabilitate, iar în ceea ce citește modelul de informare a femeilor de fete, dar și bărbaților, nu am un semn de întrebare mare, cum oare să abordăm acest subiect așa, ca să avem o durabilitate. Deoarece aceste persoane nu sunt adunate undeva, nu obțin niște instruiri în mod regulat și sistemat, adică unui sisteme. De asta e întrebare și, vedeți-mă, vă rog, banii donatorii nu o să știu niciodată pentru petrecerea de informare, se scrie cel puțin mai bine. Iar sectorul civil se implică și oferă aceste activități atunci când reușim să obținem niște finanțări de la donatori. Dacă aici e dilema care noi ne confruntăm și poate la sfârșit reușim să obținem un răspuns la această întrebare ca să ajungem în sfârșit la atingerea acestui vizit. Toate persoane cu dizabilități își cunosc și drepturile, și sănătate, și necesitățile intelectuale. Dar asta ar fi ideal, ca și nu nimic ideal, dar de timp spre asta a grăbit. Următorul obiectiv care mi l-am propus, deci era să acoperea exact ceea ce iarăși am declarat persoanele intervievate despre instruirea insuficientă în opinia lor, a medicii și familie, și noi înțelegem că prin aceste instruiri care nu erau informări despre aceasta, deoarece vi-ați dat seama, medicii de familie știa ceea ce exercită. Era mai mult vorba de niște sensibilizări și niște accente. Și vreau să vă zic din start că aici am reușit, în partener cu Ministerul Sănătății, să efectuăm aceste instrumente, două sesiuni informare, cam în jur de 1000, nu, dar în jur de 700 de medici de familie au accesat și erau prezenți, dar și să elaborăm niște suporturi informaționale și să le răspândim la către medicul familie. Vedeți aici screenshot-ul de la instruirile online și la dispoziția Ministerului Sănătății pentru aceste instruiri. Și aici vreau să mai zic un lucru, că pentru aceste informări sau sesiuni de informare, echipa care a trecut aceste informări, la fel, prezenta doamna Ludmila Iachim de la Asociația Motivație, așa că iarăși sau unde merge de familie, vine din partea unei persoane cu dizabilități, care este situația. Olga Conas, cu tot respectul la fel, conducea sesiunea dedicată violenței, dar și protecției intimității sale, acordurile informate atunci când este vorba de relație. Și Irina Sagadar, care a făcut o întreagă cercetare pentru a recurte prezentarea sa, momente foarte noi în ceea ce privește sarcina și naștere la persoane cu dizabilități, am spus cum mai târziu,
Iată, aici am să mă opresc pentru a discuta următorul filmuleț, așa, în serie în această două sfiri. O să rugăm pe colegul meu să vă mulțumesc. E, mașterea, pentru o zi. Protagonista acestui video este doamna Adela Postolache, care este și medic de familie și persoană cu dizabilități și a fost una dintre participantele cursurilor de informare de cunoaștere. Sunt Adela Postolache, activist în calitate de medic de familie în satul Terenă, Căiunul Gheniț. Din medic și în același timp persoană cu dizabilități, vreau să menționez că persoanele cu nevoi speciale au drepturi egale la servicii de sănătate sexuală și reproductive de calitate și o viață de plină. Sunt mamă împlinită a doi copii minunați, care sunt deja mari, un băiat de 25 de ani și o fată de 16 ani. Dar cu mare drag îmi aduc aminte de cele momente unici când au venit pe lume. Nașterea unui copil este un eveniment important și special pentru orice femeie. Pentru ca procesul de naștere să fie cât mai confortabil posibil, o femeie cu nevoi speciale trebuie să discute în prealabil cu medicul care va ajuta să aducă de lume copil. Faptul de a avea alături partener, un prieten sau membru al familiei este foarte important, deoarece aceștia te vor susține pe parcursul procesului. Iar după ce aduce de lume copilul, atât mai mult orice femeie are nevoie de ajutorul lor pentru îngrijirea fizică, de sprijin emoțional și de dragoste, indiferent dacă are sau nu dizabilitate. Pentru mai multe informații, accesați site-ul Genovinus, de la Genovinus, mai simulăție de condiții Apelați linia fierbinte 0100. Doamna Adela Postolache de la Ghetine, Sfințată de El, protagonista videoului, am fi bucuroși au zis de la ea, de văd, din vețelii, cum s-a decisiat pe protagonista acestui video. Doamna Adela, dacă sunteți cu noi, noi vrem Hristos a înviat, îmi pare bine să vă văd. Fie chiar și prin rețeaua de internet, vă transmit un sincer salut și desigur vreau să mulțumesc organizatorilor că am avut posibilitatea să iau parte la acest proiect, anume pentru promovarea drepturilor sănătății sexuale și reproductive a femeilor și fetelor cu dizabilități și cu mare drag am ascultat informații pe parcurs. Am însușit multe lucruri noi care mai apoi le-am aplicat în practică și o nouă experiență a fost pentru mine filmările, pentru că una este când vorbești în calitate de medic tet-a-tet cu persoana și alta este când stai în camera, în fața camerei de vedere și vii cu un mesaj. Prin acest mesaj eu foarte mult, adică mi-am dorit să încurajez fetele, femeile cu dizabilități ca să-și exercite anume drepturile sale și totodată să aibă încredere în medicii de familie și să informeze anume din surse veridice, din la prima sursă, în orice informație în legătură cu sănătatea, cu drepturile, sănătatea sexuală, reproductivă. Iată acest mesaj, am venit să vă spun și vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru faptul că am putut lua parte și la filmări și la instruiri. Și noi vă mulțumim că ați reușit să faceți parte chiar și online la evenimentul de astăzi. Fiți alături de noi până la final. O să rog pe colegul nostru Denis să includă videoul numărul 4. Denis, mă apreciem foarte mult pe calitate și cunoștință. Eu aici m-am fi văzut foarte mult. Așa mulțumesc. Sunt Mariana, am o familie și împreună cu soțul suntem părinții a doi băieți minunați de vârste diferite. În copilul meu am o dizabilitate de vedere și trebuie să recunosc că la început a fost dificil.
atâta am învățat să mă abordez și am realizat că am toate diferențele și drepturile să fac studii, să reprezint, să fac o familie și nu în ultimul rând am dreptul să acces servicii de calitate în sănătate. De ce am făcut organizat de centru de studie în domeniul sănătății reproductive și după aceea s-a făcut foarte și mai multe certitudini pe femeile cu disabilități au dreptul la prevenirea cancerului de colon uterin. Detectarea cancerului odată la 3 ani, în perioada de vârstă între 2 și 5, de fără tonul de ani, este o metodă simplă, nedereloasă. Și singură de prevenire a cancerului de colon uterin. Prin faptul operatorii probelor terapeutice, completarea unele dintre complexe legate de disabilitate. Un document din acest sens este urgentă. Bărbine, se cere efectuarea acestui test. Pentru un mod informație, acceptați să aibă centrul de disabilitate din acum de disabilitate de disabilitate. Acum se vine așa 0800 088 08. Și protagonista acestui video, Mariana Rătaru, este prezentă în sală, în carte, în discursă. Da, să vină cu mulțumesc. Eva, mai trebuie. Am vreau să salut pe toți participanții și mă bucur să revăd cu tineri care au fost împreună cu mine la sesiunea de tineri. Vreau să revin cu un proiect doar de bine, de multe pozitive, foarte frumos, a fost foarte bine organizat, informație foarte utilă. Și deși informația este destul de cunoscută, nu, practic, nu este nimic nou, însă metoda de a aduce la persoane de ce se ceva nou pentru mine și acest proiect m-a ajutat pe tot discuții cu rude, cu acum persoane cu dizabilități se încurajez să-și facă din moment testul Papa Nicolau, pentru că, în primul rând, trebuie să avem grijă de sănătatea noastră. E la fel despre metode de contracepție, care este importante. Ce vreau să mai dau, eu sunt în acel video, am de copii, deci, practic, am o dizabilitate de vedere gravă, dar am avut curajul să bucur de lume, de copii, de băieți sănătoși. Mulțumesc lui Dumnezeu! Și cea mai mare dizabilitate este, de fapt, în capul nostru. Și noi trebuie să reușim să trecem pe această barieră, să învățăm să ne iubim pe noi, atunci o să reușim să ne creăm și relații și familie și să avem și copii cu mulți sănătoși. Trebuie să te faci mult mai multe încă. Încă o dată vă promit că, de fapt, este posibil transformarea dizabilității în proprietate, în timp și devenim și vedete de urmă să vedem o finită. Eu vreau să vă pierd cuvântul colegii mele de la Facultatea de Stat Medicină și Farmacie, Nicolae Spinețanu, Irina Sagrada, conferențial universitar. Și aici aceeași întrebare, cum am reușit oare să am ce mai durabilă puterea această transformare? Să se poate mai frumos cu femeile, dar cu faptul mic aici n-au un dezabilitate, nu e un dezabilitate aici și gândesc, a fix așa de lucrativă, dar aici accentul anume de aceea ca să se poate cu femeile acestea fix așa ca și celorlalte persoane din serie. Mulțumesc, bună ziua tuturor! Eu reprezint departamentul de Obstetrică și Ginecologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Crăstinețanu. Și numai instruirilor care sunt trecut în cadrul acestui proiect frumos, am făcut și noi câteva concluzii și am implementat în cadrul departamentului, în cadrul a două module, noțiuni despre drepturile persoanelor cu disabilitate în ceea ce privește viața sexuală reproductivă. Am implementat aceste particularități ale sarcinii, îngrijirilor antenatale, dar și postpartum, pe care le-am prezentat și cadrul acelui instructiv. Și vreau să vă spun că, de fapt, nu este o exprimare analogică, nu este ceva nou, femeile rămân însărcinate și nasc în același timp, doar că unele accente au fost încă o dată repetate și au fost subliniat faptul că persoanele cu disabilitate, femeile, au dreptul la prevenirea cancerului de colon uterin.
Trebuie încurajate să facă acest lucru. Trebuie sunate și amintite la fel ca și femeilor, și femeilor fără dizabilitate. Au dreptul la o maternitate fără risc. Au dreptul la un avort în siguranță, dacă asta este alegerea pe care ei își o doresc. Au dreptul la prevenirea violenței sexuale și de a primi ajutor chiar și în situația în care o astfel de eveniment s-a întâmplat. De asemenea, au dreptul la acces la metode de contracepție și la prevenirea infecțiilor transmitere sexuală. Toate aceste drepturi nu trebuie neglijate. Mesajele pe care le transmitem este trebuie să vedem despre anumite stereotipuri și anumite cărți, precum că nivelul de dizabilitate nu avea sexual sau că asta nu ar fi o prioritate, deci atunci nu am nevoie de contracepție. Neapărat am transmis mesajele despre faptul că dacă femeia dorește copii și planin că ea trebuie încurajată, în același mod trebuie încurajată și femeie fără dizabilitate, subținută, iar în situația în care a rămas o femeie însărcinată, unele studii arată chiar și despre comportare, prima reacție de regulă personalului medical este cumva ce ai să faci, cum ai să faci. Și atunci accentul a pus invers, că pune accent pe ce poate face, pe abilitățile femeilor, pe lucrurile pozitive, corpe pe care fiecare dintre noi le are. Și atunci, de a încuraja chiar din start, pentru a porni într-o maternitate cu piciorul dat cu un fel de ele. Toate stereotipurile și prejudecățile pe care încă le au lucrătorii medicali, din care și eu fac parte, se datorează probabil și societății în care trăim, de aceea cu astfel de colegi, cu astfel de pași mici, dar noi modificăm atitudinea tuturor în societate, inclusiv a lucrătorilor medicali, și schimbarea de limbi la noi, schimbarea de limbi la beneficiari, aceste lucruri încet încet se vor schimba. În cadrul departamentului, cum am mai zis, au fost toate aceste schimbări și în ultimul an, cel puțin sau un an și jumătate, de când au fost acele instruiri, aceeași prezentare pe care o am, a fost prezentată și medicilor ofericieni ginecologi. Acum rămâne să implementăm aceleași lucruri la departamentul medicilor de familie, care sunt mai mulți și mai numeroși, deci și schimbarea de nume de el. Deci, dumneavoastră sunt în număr de mii, iar ginecologi sunt în număr de sute. Respectiv, până ajungem cu acest mesaj la toți medicii de familie din toate localitățile cele mai mici, dar și cele mai mari, din păcate, va dura, dar, oricum, aceste schimbări sunt inevitabile. Din provocările cu care ne confruntăm în ceea ce privește instruirea medicilor de familie, este chiar și dorința lor de a se înscrie la curs. La fel cum și dumneavoastră, mulți ați dorit și v-ați înscris la, ați acceptat provocarea de a participa în acest proiect frumos și acum vedeți că sunt anumite rezultate frumoase și chiar schimbare de atitudine chiar în familie de care participate, este important și medicii de familie să dorească, să fie înscriși ei la curs, să participe la curte, noi cu informații de mine. Pe asta este ca una din provocările cu care noi ne ciupim în ceea ce privește ca mesajul sau cum vine și orice familie cu de familie. În rest, vă fericit încă o dată cu acest proiect frumos, cu finalizare. Vreau să, nu știu dacă o să mai am caz să vă spun ceva, dar vreau să spun că este o prezentare foarte interesantă și ca un raport pe pași a tuturor activităților prezentat foarte, foarte clar. Vă mulțumesc foarte mult! Eu vă trimitea și eu la departamentul psihică din ecologie, dar deci dacă doamna înțelegă dacă face cu rezidență, mă duc departamentul la care activez eu în continuare, în mod de face cu studenții și în programa de instruire. Mă dau seama că cât de multe lucruri sunt care mai departe studenților nu o să le prindă bine. Patogenii diverse, maladii foarte serioase și dar foarte unice. Și cât mai frumos ar fi că măcar singură dată să se prezinte un curs dedicat anume grupul meu special și aici nu mai recât că am știut de și adolescenții care ei nu au participat la cursul meu de planificare familiei, sunt probleme în sănătatea adolescenților și persoanele fiind infectate și persoanele din întâlnirea social vulnerabile. Adică lucrul acesta încerce cu desfășire, dacă ei mai este de acord cu mine să am lucrat în curicula universitară, pentru că, încădată, repet, lucrurile este mai multe să le prime bine, când o schimbă din familie sau ginecologă sau cine altul.
Dar asta e proces, probabil, care în timpul cât pot să ajungem. Următoarea activitate care iar și mă pus să observa, că am zis tendențioși la sfârșit, eu nu credeam că să ajungem la așa de frumos, dar reușit. E vorba despre instruirile pentru asistenți sociale. Și aici, în mod deosebit, vreau să subliniez că cu asistenții sociale n-am avut experiența de lucru în 2016, dar doar prin includerea lor în instruirile care m-au dat atunci. Dar aici erau mai ambițioși, dar privind mai bună parte de asistenți sociale. Și aici vreau să subliniez în mod deosebit susținerea care am avut-o de la Agenția Națională Asistență Socială. În prima dată am mers la dumneavoastră. Prima dată eu am văzut în ochi și ne spuneam, nu avem nicio idee, dar mi-au crezut, mi-au acceptat, mi-au avut încredere în noi și cu ajutorul dumneavoastră am reușit să realizăm o foarte frumoasă construire de asistență sociale. Am 500, două sesiuni, da? Pentru 500 de asistență sociale. Și vă duc aminte de ce am lucrat să s-o facem, pentru că mai des intră asistent social la aceste persoane, cred eu, chiar asistent medical sau medic și poate mai mult. De ce înțelegem că asta nu a fost poate de ajuns, de ce o să fiți atenți pentru următoarea activitate care am avut-o. Aici, înainte de a arăta filmulețul, am vrea să ofer cuvântul doamnei Ferința, Mirea Ferința, microfonul organizat, propunem să transmit. Și să spună, da, să spună și dumneavoastră cum crede, cum ne-a reușit asta, ce facem mai departe, că nu ne scriem mult de mult. Bună ziua tuturor, că s-a putut cu drag să facem Agenția Națională de Asistență Socială. Mulțumim pentru invitație la acest webinar eveniment. Puțin despre activitatea noastră în comun cu Centrul de Instruire. În primul rând, este un proiect din domeniul sănătății, cumva a reușit să atragă partea socială. Pentru că cumva discutăm noi despre stereotipuri, tendințe, avem așa tendința de a crede asistența socială se ocupă doar de stare de anumite sociale, ajutoare, financiare, ajutoare umanitare, dar asistența socială presupune mult mai mult, ea presupune interacțiune, soluționare, multiple probleme și de educație și de comportament și de reabilitare și chiar aș spune că și probleme de marginale, cum ar fi prezentate în ședința de astăzi, acele probleme care cumva limitează persoana sau individul așa să se dezvolte în stadia sa normală. Nu am ezitat atunci când inițiativa a venit din partea centrului pentru a desfășura asemenea instructiv, pentru că este un subiect foarte sensibil pentru noi toți, atât beneficiari cât și primăriri din domeniul asistenței sociale, cu atât mai mult că instruirile desfășurate în domeniul asistenței sociale sunt foarte sporadice, comparativ cu cele din domeniul sănătății, nu au o curiculă bine, au un sistem bine monitorizat sau gestionat, însă suntem în dezvoltare, suntem la început de cale. Totodată am vorbit de servicii calitative, dar serviciile calitative nu pot fi prestate fără schimbă, fără cunoștință, fără informare. Nu pot de povărătorii mei și la început partea ei să spun că n-au spus că informarea foarte mult contează, dar informarea, comunicarea, acea platformă trebuie să fie dezvoltată atât instituțional, cât și interdisciplinar, aș spune eu, pentru că fără aceasta nu putem
cumva să ne consolidăm eforturile, să avem rezultatele așteptate sau rezultatele dorite. Inițiativa de participare cu centrul de studiere a venit în luna mai 2022, iar în luna iunie deja studiile erau în desfășurare. Nu am evitat nicio clipă să le desfășurăm, să vă acordăm acea încredere totală, fără nicio ezitare, pentru că m-am știut că sunt necesare orice timp. Nu contează un sănătate productiv, un manager de caz, dar atunci când omul e studiat, atunci el este mai cultivat, poate să ofere mai multă informație. Deci, doamna comandantă a punctat 500 de aspecte sociale, comunitare, ne-a fi dorit să participăm, au participat în jur de 370 în ședințele, în cele două ședințe online, care au acoperit 19 structuri teritoriale de aspecte sociale din Republică, cât și un specialist din cadrul unei centre de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități, servicii sociale cu specializare înaltă, care sunt în instituția de internaționale asistență socială, care cu mare drag au participat în aceste sesiuni de informare. Totodată, puțin pentru materialele distribuite în teritoriu, aș spune eu, un suport informațional destul de consistent pentru asistenții sociali, pentru specialiști din cadrul structurilor teritoriale. Și, în final, pentru discursul meu, cumva aș ține să citez o mare cercetătoare în domeniul educației, Simona Bernat, care spunea că a ne construi pe noi înșine poate fi un scop major al învățării, însă a ne construi pe noi funcțiile pentru a deveni surse ale învățării altora este cel mai înalt scop. Cunoștințele noastre sunt cu atât mai valoroase cu cât contribuie mai consistent la progresul celor din jurul nostru. Schimbările nu vin din noapte. Schimbările vin doar dacă se doresc, schimbările vin atunci când se depun eforturi colosale, eforturi consolidate și atunci când prioritățile stabilite sau prioritate sunt foarte bine analizate, sunt foarte bine identificate necesitățile, provocările, mă refer la riscurile care trebuie să fie evaluate. Și atunci vom avea participație. Mult succes nouă tuturor, noi proiecte de asemenea învergură și mai bine. Mulțumim, doamnei Iubiță, și a serviciu formare profesional, da, ANAS. Noi continuăm cu o altă activitate în domeniul asistenței sociale, din care am urmărit primul rând despre rezultate durabile în timp, și a fost acea de redeschidere a curriculumului universitar în domeniul asistenței sociale pentru a include în ea module sau tematici din domeniul drepturilor și sănătății sexuale și reproductive a beneficiarilor, inclusiv a fetelor și femeilor cu dizabilități. Aș dori să fac cuvântul doamnei Maria Bărla, decan Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială din cadrul Universității Ion Creangă, pentru a vorbi mai detaliat despre această activitate. Bună ziua la toată lumea și distins public, permiteți-mi pentru început să aduc mulțumiri echipei acestui proiect și să spun că poate noi, Universitatea Pedagogică Ion Creangă, facultatea noastră, programul care pregătește asistenți sociali, ne considerăm norocoși din considerentele că am avut această ocazie să colaborăm cu Centrul de Instruire. Și să fiu sincer, atunci la prima întâlnire cu doamnele comendant și doamna Olga Leva,
din discuțiile, care este subiectul colaborării care urma să-l avem împreună, ne-am gândit că nu este un subiect cunoscut. Nu e departe de noi acest subiect, dar provocarea cea mai mare a noastră a fost: hai să vedem dacă subiectul privind drepturile cu referire la sănătate sexuală și reproductivă a beneficiarilor, în general, dar și inclusiv sau în special a femeilor și fetelor cu dizabilități, se regăsește cumva în curicula, în planul de învățământ și în curicula disciplinară de pregătire, de formare profesională a viitorilor asistenți sociali. Și atunci, spre, nu știu, mirarea sau poate bucuria noastră, noi am identificat în, așa cum și zicea și echipa de proiect, avem un program de licență, program de studii de licență și două programe de studii de nivel sau pentru ciclul 2 master, la care pregătim aici în cadrul Universității Asistenție Sociale. Și ziceam, spre marea noastră bucurie, poate, sau împlinire, dacă vreți, profesională, noi am identificat 5 unități de curs din cadrul planului de învățământ pentru pregătire la nivel 1, la nivel de licență a asistenților sociali, ceea ce constituie un procent destul de mare, semnificativ, 15%, ziceam, de unități de curs care sunt preocupate cumva de această problemă, de problema drepturilor cu referire la sănătatea sexuală și reproductivă, dar și în general, dar și specificată această problemă pe categoria de beneficiari, femei și fete cu dizabilități. Ei, și într-un raport detaliat noi am prezentat că găsim la nivel de finalități, de studii, în cadrul acestor 5 discipline, subiectul abordat, dar și găsim la nivel de unități de conținut care sunt incluse în curicula disciplinară. Ambiția noastră, dacă era prima dată provocarea să vedem cât de mult coincide pregătirea sau suntem noi, venim să pregătim asistenți sociali în această direcție, ulterior ambiția noastră a fost: hai să recurgem la niște modificări, hai să recurgem la niște actualizări, iar pentru asta am avut nevoie de ulterioare discuții, întâlniri de lucru cu echipa de proiect din cadrul Centrului de Instruire pentru a vedea, în general, aspectul concret pe care îl abordează proiectul despre care astăzi sau la care participăm astăzi să-i culegem roadele. Și atunci, având o viziune clară asupra ce vrea acest proiect de la viitorii specialiști în asistență socială, am recurs la aceste modificări sau actualizări de curricula și în aceste 5 discipline la nivel de licență și în câte 2 discipline sau unități de curs din cele 2 programe de master, am identificat, am găsit loc de modificare, actualizare, schimbare la nivel de finalități, dar și la nivel de teme, unități de conținut, teme integre, întregi, cu referire la problematica pe care o discutăm astăzi. Procedura de introducere a acestor modificări este cumva respectă, trebuie să respectăm câteva etape. Noi vom aproba modificările în septembrie, luna septembrie, pentru că asta se întâmplă și asta, ziceam, este procedura. Dar deja studenții care vor, sau începând cu anul viitor de studii din luna septembrie, vor avea parte de aceste modificări la disciplinile despre care vă spuneam, atât la nivel de licență cât și de master. Acum, dacă îmi dați pe voie să venim cu o apreciere a activității în cadrul acestui proiect, pentru noi a fost, sau noi apreciem faptul că pregătirea, formarea asistenților sociali sau ceea ce s-a întâmplat la acest obiectiv, acțiunile descrise un pic mai sus,
este foarte importantă. Dar noi cunoaștem sistemul fluctuației din sistem în asistență socială și dat fiind faptul că specialiștii care sunt astăzi instruiți, au fost astăzi instruiți, pe parcursul acțiunilor din proiect au fost instruiți, într-un anume moment ar putea să nu mai fie în sistem. Grija asta a membrilor echipei de proiect ca să existe continuitate sau ca să se ducă această formare și pregătirea lor la nivel de formare profesională, aducerea acestor modificări în curicula de pregătire a viitorilor asistenți sociali. Deci anume asta noi apreciem destul de mult. Și acum permiteți-mi să mai apreciem, să dăm aprecieri și încă unui moment, pentru că doamna Levință și toți cei care suntem aproape de specialiștii noștri de asistență socială, probabil suntem martori la desele instruiri pentru asistenți sociali care vin cumva și aduc într-o formă sau alta încă niște puncte din fișa de post a asistentului social. Orice ce a făcut echipa asta de proiect este că nu a adus încă obligație asistentului social, ci doar l-a înzestrat sau a gândit pentru a înzestra pe asistentul social ca să-și facă treaba bine sau să îndeplinească acele obligațiuni pe care le are profesionale. Doar că proiectul vine și aduce conținut, doar proiectul vine și aduce informare, dezvoltă niște cunoștințe, mai mult decât atât dezvoltă și niște abilități practice pe care asistentul social le poate prelua în activitatea lui profesională cu această categorie de beneficiari și în această direcție, în direcția de protecție a drepturilor privind sănătatea sexuală și reproductivă. De asemenea, un moment important pe care să-l apreciem destul de mult și zicem că suntem norocoși, suntem chiar norocoși, este faptul că biblioteca facultății noastre s-a îmbogățit cu acele broșuri despre care ziceau membrii echipei de proiect că au fost elaborate. Ori noi am avut parte de 200 astfel de broșuri pentru a fi distribuite studenților care sunt astăzi la curs, dar și pentru la program, dar și pentru a le pune, include în biblioteca universității, dar și a facultății, broșuri, material informativ care urmează să fie folosite, valorificate de ceilalți studenți, celelalte generații de studenți care vor veni la program. Mulțumim încă o dată echipei de proiect, ne dorim colaborare și în continuare, ori suntem deschiși pentru viitoarele colaborări, doar toate în vederea pregătirii eficiente, profesionale a viitorilor asistenți sociali. Vă mulțumim din suflet și succes și ne dorim tuturor! Doamna profesor, mulțumim din suflet! Ne bucurăm de această colaborare, să rândem un mandat, continuăm, dacă aveți idei, adresați-vă și noi, dacă mai avem idei, exemplu, ideea ar fi nu la facultatea dumneavoastră, știu că este numai toată studiile în distinția social proiect, și ar fi bine să mergem într-un pas cu celălalt. Dar asta e deja vizează viitor, o mulțumim tare mult de deschide, pentru deschide și colaborare. Succes, dumneavoastră și noi. Deci, ce am mai reușit să facem? Mare este un subiect care este foarte dureros pentru țara noastră. E vorba de violența în familie și violența sexuală inclusiv. Dacă pot, Denis, următorul subiect este dedicat acest subiect. Și am să rog pe care să ia cuvântul și să spună câteva cuvinte, iar femeia a fost experta noastră în acest domeniu. 5, da? Da. Să împărțăm și cu alții. Sunt Olga Panas, profesoară la antreprenorie,
activistă în domeniul drepturilor omului. În urma unei traume la naștere, am o dizabilitate locomotorie. Totodată, după absolvirea masterului în psihologie, ofer consilieri și persoanelor cu dizabilități și familiilor lor. Din cauza necesităților specifice, a dependenței față de persoanele de suport, familie și asistenți, persoanele cu dizabilități sunt deseori mai vulnerabile, pot deveni victime ale abuzului sexual. E timpul să vorbim deschis. Orice acțiuni cu caracter sexual, inclusiv atingerile nedorite, fără consimțământ, adică fără acordul persoanei, constituie un abuz. Dacă te confrunți cu astfel de situații, contactează o persoană de încredere. Fiecare dintre noi merită o viață sexuală sănătoasă, sigură și fără violență. Bună ziua! Am avantajul să fiu prezent, spre deosebire de antivorbitoare, care nu sunt prezente și mă rog, microfon și nu s-a văzut. Scuze, da, sigur. Te porni? Da. Da, bună ziua! Vă salut! Salut în primul rând Centrul de Instruire în domeniul sănătății reproductive cu aceste rezultate minunate. Stăteam acum și mă minunam. Eu sunt una din norocoasele, sunt activistă civică, psiholog și antreprenoare. Sunt una din norocoasele care în 2017 a beneficiat de formare, de abilitare în domeniul drepturilor sexuale și sunt una din trenerele alea, primele. De atunci tot colaborăm și tot facem instruiri diverse. Vreau să felicit, vreau să mulțumesc pentru încredere și vreau să vă uitați în jurul un pic și să vedeți beneficiarele noastre de la instruirile din 2022. A fost un privilegiu pentru mine să fiu formatoare în cadrul acestor două training-uri pe care le-am făcut. Și fetele sunt extrem de inspirate și extrem de bine echipate în continuare, vă felicit. Vreau să împărtășesc starea mea de optimism în legătură cu instruirile care s-au desfășurat online. Eu am fost impresionată de numărul mare de persoane care s-au înscris la acest instruiri. Atât medici de familie, cât și asistenți sociali și mulțumim foarte mult pentru cooperare, mulțumim pentru deschidere. Ceea ce este însă important și vreau să menționez, în calitate de specialist, în calitate de traineră, cât de deschiși am simțit, deschisele am simțit eu pe doamne și domnul participanți, și cât de mult am simțit eu că este necesară această instruire. Beneficiarele, doamnele, au zis extrem de important, dar parcă sunt lucruri simple, parcă sunt lucruri obișnuite, da? Ce zicea doamna comentant mai înainte sau doamna Fădăigata, lucruri simple, dar care trebuie puține și mă bucur că suntem ajuns la auditor atât de mare, la sute și sute de persoane, că o să meargă mai departe, dar vreau să mă axez un pic pe partea de violență și violență sexuală și vreau să vă spun, probabil cunoașteți, eu am consultat ultimele date disponibile pentru mine, anul 2021, datele care sunt. Da? Dacă la nivel de UE rata de incidență a violenței sexuale în rândul femeilor este 19%, atunci, în rândul femeilor cu nevoi speciale, această rată este cu 34%. Asta la nivel de UE. Pentru că în Moldova noi date nu avem. În Moldova nu există date, dar am consultat date din Canada și Australia
și exact de aceeași poveste. Deci parte de numărul de femei la general, în rândul femeilor cu dizabilități, nivelul de incidența violenței și abuzului sexual este dublu sau aproape dublu. Deci situația e cam asta. La capitolul ce-i cu video-urile astea, ce-i cu inspirările astea și dacă e problemă. Da, e problemă și m-am simțit extrem de privilegiat să fiu alături de colegile mele protagoniste a acestor video-uri. Este extrem de important să continuăm. Eu vă felicit și ne urez, vă urez tuturor să continuăm. Avem de lucru. Mulțumesc! Olga mi-a ajutat să trecem la următorul subiect, următorul biopsie și când a pronunțat cuvântul indicator. Noi avem, iată, deci următorul obiectiv mă doare până ziua de azi, pentru că noi tare am vrut să includ niște indicatori și eu cu sfârșitirea n-am discutat de mulți ani mă urmă că trebuie la dezvoltare și global indicatorilor referitor la presiunea de sedimentația, n-am mers niciodată ce și ce am noi de fapt în programul național de decident în solidare și de discutare colective, care s-a comunicat în anul 2012, deja persoane cu dizabilități era grup țintă. Și evident că, fiind planificate niște lucruri în acel program, erau și niște indicatori elaborați, pentru că minte cu doamna Dezoan atunci când dar așa și-a rămas pe hârtie. Corespunzător, știu cu toate astea, pe obiectivele era să încercăm să mișcăm acest cardingo. A fost prea avut la lucru, prin discute ministerul la Ministerul Sănătății, este deschis la acest lucru și înțelege cu științeală că în lucru care trebuie. Pentru că am văzut, apropo, aici așa, o paranteză, raportul despre cum Cumpora devinește Convenția referitor la drepturi și acestui sănătăți și am văzut în mână raportul de țară din anul 2021. Nu vă spărați nimic și mine în așa raport. În el, de fapt, era deschis activitatea de liniile școli ca organizație guvernamentală care dedică ceva în domeniul altă organizație. Dar nici indicator că a fost atâta, a devenit atâta, sau indicator de accesibilitate, sau de calitate, sau de ce sau noi am câțiva ani în urmă, acum s-a ocupat de către Ministerul Sănătății de Domnul Expert, dar de fapt să vezi pe accesul către toate de contracepție. Și clar că persoane cu dizabilități le găsesc. Păi întrebați-ne pe noi sau Ministerul Sănătății câte persoane cu dizabilități au beneficiat de acest contracepție gratuite, că structurat de guvern, institut planeșii de familie, adică nu avem paritate în acest sens. Împreună cu domnul Codu, și doamna Stella Pizarro, și domnul să vă spun și dumneavoastră, am analizat toate posibile formulare. Deci, cum apare indicatorul? Are niște surse de informare, de informație, așa. De bază cărora se include în statistica națională. Și am venit cu o anumită listă că atunci se părea că cel mai realizat, cel mai fizic, este să introducem în formularul ceea ce privește sarcina și nașterea femeilor, la general. De ce? Pentru că intenția era măcar acolo să includem o formulare de acțiuni pe anumit tip, pe anumit grad. Și atunci măcar am ști, după sfârșitul primului timp de dezabilități, fost impersonabile, de am născut, ce după ce, deja ar fi moment de vorbire. Dar pentru că, din păcate, s-a fi totul doar la prezentarea acestui istorie de restrict și nici nu vreau foarte mulți de date. Oricum, privești că se întâmplă ceva în sensul acesta la Ministerul Sănătății și aici vreau să spun că la generatul împreună cu care am avut cu Agenția Națională, Consiliul Național, pardon, Veterinarea Sănătății și Capacității de Muncă, colega mea se lăpăța, am să vă spun câteva cuvinte, că și mea lor au fost frumoase în ce semn. Și am să vreau să vă avut și domnul Petru Cudu, care este susținătorul nostru de foarte mulți ani și la fel ne-a ajutat în acest, în memorarea acestor indicatori, la doamna Puzarul Petru Cudu,
Bună ziua tuturor! Vă felicit pentru frumoasele realizări care le aveți urmare implementării acestui proiect ambițios. Cu referire la datele statistice despre persoanele cu dizabilități, spre regret, într-adevăr, nu avem o statistică destul de bine dezagregată, în general despre persoane cu dizabilități, mă refer la nivel de țară. În prezent se fac eforturi foarte mari pe platforma Parlamentului de a consolida forțele tuturor instituțiilor pentru a crea niște date statistice juridice și foarte bine stabilite referitor la persoane cu dizabilități pe toate categoriile. În ce privește accesul la sănătatea reproductivă și sexuală a persoanelor cu dizabilități și pentru femei și bărbați, vreau să spun că am făcut și noi un pic ca instituție, am făcut un pas înainte, implementând un sistem informațional, și în cadrul acestui sistem noi raportăm deja, transmitem informații către instituții de asistență medicală primară, spitalicească, către direcțiile de asistență socială despre rezultatele evaluării gradului de dizabilitate a persoanelor cu dizabilități. Primele datele care noi le transmitem este și informația referitor la tipul de afectare. Funcțiunea afectarea urogenitală și sistemul reproductiv. Asta este o posibilă cursă pe viitor ca noi să putem avea niște date statistice mai corecte, mai bine punctate despre persoane cu dizabilități care beneficiază de servicii de sănătate. A fost un început care l-am făcut în anul trecut și sper că vom continua în continuare cu acest proiect, dar ceea ce ne-am propus în acest proiect, anume să avem niște date statistice dezagregate și după aceste criterii. Vă mulțumesc mult și ne dorim succes pe viitor. O pietă mai multă, foarte simplă, dar foarte complicată. Fiindcă dacă să analizăm etape, noi am început a implementa un sistem informațional automatizat al asistenței medicale primare din 2012-2014. Însă, așa am avut noi noroc că se schimbau miniștrii des guvernarea și pe care ministru nu își lua îndrăzneala să se mieze un vorbe de punere în aplicare acestui sistem informațional. Toți vineau, întâi vreau să mă convin că el este funcțional, una altă. Timpul a trecut, sistemele s-au dezvoltat și au apărut așa niște noțiuni ca interoperabilitate în conect, care acest sistem nu a fost prevăzut. Acum trebuie de a revedea, de a actualiza și de a pus în aplicare. Fiindcă încă s-a mai făcut un pas greșit când a fost transmis către proprietatea, când a fost transmis la Compania Națională de Asigurări de Sănătate. Ei au alte abilități, alte activități. De ce? Aici, dacă ar fi fost creat un centru informațional, pentru Ministerul Sănătății are foarte multe sisteme informaționale, un fel de invitație. Nimeni nu coordonează activitatea lor. Și asta e. Practic, va fi acest sistem informațional, dar pentru el e fișa electronică a pacientului, unde e foarte informație de și sistemul permite, dacă noi să accedăm
și noi doar cităm, eu doresc. Întreabă persoane cu dizabilități și ne apare pe zi câte persoane cu dizabilități avem, câte s-au acordat atenție medicală, câte au fost consultați din medici, câte au specialiști. Și atunci vom avea. Iată cum violența sexuală. Doamna Eugenie, ce a terminat în 2020, am elaborat un formular și un registru unde am făcut parte să avem statiști în violența sexuală. Cred că era Ministerul Sănătății și unul și Protecția Sociale. Și le-am dat dumneavoastră, le-am spus, dați pe unul, să-l apucăm și să-l punem în aplicare. Proiectul era un sapăcit. Eu nu cunosc motivele de ce nu s-a implementat acest. Acum, domnul Igor Conrad s-a adresat la doamnă Tatiana Zătec să realizăm acest format, să-l aprobăm. Nu știu, în vedea, fiindcă noi, este Ministerul Sănătății, cu o tradiție, că este o obligațiune, în fiecare an noi aprobăm rapoartele statistice. Iată acum, în luna mai, sperăm că v-am creat un grup de lucru pe un ordine unde vom revedea toate formularele și atunci activitate și dorința specialistului principal al Ministerului pentru a aproba aceste formulare și, dar vă spun, cel mai important este noi să reanimăm acest sistem informațional automatizat asistență medicală primară. Sunt domnul Vă rog, am intrat de la părinții despre nivelul și am venit să fie deja avocatul meu în situația. Mulțumesc tare mult! Sunt rând de colegul nostru de mes, ți-ai văd în video numărul 6. Sarcina la femeie este domnul meu să ceară. Tot el era cea bine. Pentru că nu e doar pe șraf. Sunt Elena Germin. De cauza unei traume, la coloana vertebrală, sunt o persoană cu dizabilități, dar de fapt eu consider că sunt o persoană cu abilități. Sunt consider că am lăsat 1020 și o vreme, sunt un lider de comunitate, coordonator de voluntari. Mă face să mă simt împlinită faptul că pot ajuta și motiva oamenii din jurul meu. Pe lângă asta, sunt și o mamă și o bunică fericită, un vecior și o fică și doi pacienți. Când copiii mei am fost mereu ca o prietenă și când erau mici și acum când sunt maturi. Pentru mine, o mare bucurie și o responsabilitate la ambele sate. De aceea, mergeam cu regularitate la medic și urmam toate recomandările lor. În cazul meu, medicii mi-au spus că anume conta ca copiii să se nască sănătoși. Din propria mea experiență, m-am convins că vizitele la medicul de familie înainte și pe parcursul satului sunt importante. Fie o monitorizare optimă a sanii. Persoanele cu nevoi speciale pot și au dreptul de a realiza visul, de a deveni mamă sau tată. Pot și au dreptul de a deveni părinți. Sunt reconservat mamei pentru educație și susținere. A fost și mai este când vedea și de vă întâlnească. Mulțumim, Denis. Doamna Elena Cernei este în sală, dacă te învăță cu mine ei, să vină și ea cu Denis, cu timpă? Desigur, în primul rând, vă salut, mare doamnă, chiar ce? Și cum aș fi putut să nu spun câteva cuvinte de motiv că anume dizabilitatea mi-a adus valoare. Anume discriminarea de cândva m-a făcut să mă implic în niște lucruri care eu
pe parcurs banilor, din 2007, m-a spus doamna Ludmila, că este o persoană civică și lucrează pentru persoane cu dizabilități, am motivat, sincer vă spun. Din motiv, că datorită motivației, astăzi sunt aici. Demonstrez societății, sunt o persoană cu dizabilități, dar și sunt foarte de aici. Vă mulțumesc foarte mult, în primul rând, organizatorilor, finanțatorilor, tot persoană care își aduc aportul pentru noi, foarte important în localitățile rurale, cum se, când suntem noi invitați la diferite instrumente. Cu părere de rău, nu toți au acces la informații. În moment chiar care nu știu unde se adresează, dar eu mă bucur foarte mult că dacă perioada a fost în localitate, deja am la moment activit în raion. Și dacă am activat la persoanele de băs, acum eram atunci disponibile două zile, marța și vineri. Acum sunt disponibile zile. Și în plător fapt, chiar ieri m-am gândit cu doamne, doamne, chiar am nevoie de problemă. Am o problemă și vreau să îmi distribuiți una mai grea. De ce, stimați-vă? Vă mulțumim dumneavoastră, ministerul, care vă invitați când noi dăm în facem parte din societate, că avem nevoie de susținerea dumneavoastră, de implicarea și respect tuturor pentru atitudine. Respect, admirați, succes tuturor nouă femei puternice și bărbați. Și, de fapt, ce a constat el, iarăși pe fața celor interviuri, am aflat și situația în țară, care nu este de problemă fiecare zi, lipsa rampelor de acces sau rampe în tăpăteare, care deci nu ai de nici nicio persoană, nu vreau să dau lucrurile, nu știu cum ar merge pe ele. Mi-am propus și, anume de ce, că noi treceam această reputare, în liceu care conduc eu mai mult de 25 de ani, noi ne-am mutat de la etajul 5, noi ne-am mutat ca Gheorghe Palade, la etajul 1, inclusiv am motivat de faptul că când vinea Dumnezeu la timp să lucrăm împreună în dată de ceapă, trebuia să găsesc doi bărbați care să o ridice și să o ducă până la ascensor. Ne-am mutat, pe bine ne-am mutat, nu era doar, era parte el, dar nu a trebuit de ce să fie și o iată de la Asociația Motivație, foarte simplu, dintr-o geață frumos și parteneriatului, ne-a oferit consultanță dumnealor ce trebuie să facem atunci când am făcut renovarea acestui centru, așa ca să fie accesibil din toate punctele de vedere. Și iată în procesul acestui renovări, dar am luat în considerare de acest moment, am ușor să vedeți evidențe din filmuleț. Dar, evident că, da, și privind de la acreditare de la Consiliul Național de Acreditare pentru prestare de servicii, tot foaie după foaie acest un document foarte, foarte voluminos, am văzut că, de fapt, persoane cu dizabilități dedicate o linie. Sunt oare toate sau accesibilități, oare în care sunt accesibilă în această discuție. Atât. Și noi atunci am propus să vedem, dar, de fapt, ce ar fi foarte de ce sunt modificat, așa ca această listă de datorii pentru discuțiile locale, este obținută sau trebuie să urmeze această listă atunci când doar o deschizi prima dată, primește acreditare și e acreditat să o respecti la fiecare cinciară de spație reacreditarea aceasta. Și ne-am adresat la Consiliul Național de Evaluare și Acreditare Sănătate, colega noastră, doamna Marina Cupăna, pentru Consiliul Național de Sănătate Publică. Sper că mai este online și sper că va putea să ne spună. Ne-am adresat la început că erau foarte amice, părea ideea năspușnică, pentru că și aveau dreptate să spună că noi, stanța finală, noi venim la aceste credere, nu trebuie să venim cu centimetru și sănătura noi, care trebuie să avem un ghiurantelor sau
lățimea ușilor. Lucrurile acestea sunt documentele normative de construcții care trebuie să fie urmate atunci când se renovează construcție. Și noi suntem cei care constatăm, dar am reușit în primul să facem o listă și, de fapt, lista aceea a fost generalizat lista care era pe prima și a fost prezentată, s-a creat iar și după unde lucru, s-a prezentat pe Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății foarte receptiv a retransmis această de Consiliul Național de Acreditare. Și atunci m-am luat atât la ce spune de fapt, de ce nu mai pentru chestiile acestea? Nu, haideți să răcim și să fie obligatorie această listă pentru toate instituții medicale. Dacă este doamna Marina acum până online, aș vrea foarte mult să vedem și să auzim, dar mi-a așa foarte mult în această inițiativă. Putem să vedem și era, se conectase. Doamna Marina acum până, dați-mi, vă rog, Marie, dați-mi pe știre dacă mă citeți. Dacă noi, da, dacă nu e ședință, bine, atunci am să rog pe care o carte, de ce mai care, trebuie să ne spuneți ceva în acest sens, pentru că da, bună ziua tuturor! Reprezint Asociația Motivație și vreau să spun o mare, mare felicitări pentru aceste rezultate ambițioase, pentru că noi înțelegem că toate aceste eforturi depuse în parteneriatul noi cu alte organizații s-a reușit să facă foarte multe lucruri frumoase și, într-adevăr, aceste rezultate ne bucură. Până ajunge să spun câteva cuvinte despre accesibilitate, vreau să spun că, adică din experiența așa noastră ca organizație și de lucru cu mai multe femei, fete cu dizabilități, istoriile lor ne-au demonstrat că să fii soție, să fii mamă, femeie fericită, ce ai o dizabilitate, sunt lucruri absolut compatibile. Și este foarte important să nu cadem stereotipuri legate de cumva de dizabilitate, ca asta ne-ar limita cumva potențialul, pentru că e frumos să fii mamă și noi ca femei putem să avem foarte multe roluri, important să ne dorim. Altceva vreau să menționez, să pun accentul despre de istorie pe care am făcut și eu cu fetele, femei cu dizabilități. Un important rol de revine acceptării și susținerii din partea familiei. Iar în al doilea aspect și atitudinea soțului, partenerilor, cât de mult acerte se implică în creșterea și educarea copiilor. Asta ajută foarte mult femeile, mai ales și pățărități care poate în anumite momente au nevoie de mai mult suport. Și asta le face mai curajoase să se implice activ, să devină mame, soție și așa mai departe. Da, noi avem și o carte a accesibilității, poate fi găsită la noi pe site, pe site-ul Motivației, și acolo puteți găsi în toată Republica Moldova, toate clădirile de muncă private, de educație, instituții medicale, ONG-uri, instituții publice și private și putem vedea foarte clar gradul lor de accesibilitate. Și vreau să spun că în accesul fetelor și femeilor cu dizabilități la servicii de sănătate sexuală și reproductivă de calitate, cred că accesibilitatea este unul din elementele tine pentru că în primul rând, până să schimbăm mentalitatea, dacă noi suntem cu drepturi egale, este foarte important și fizică, persoana să aibă să se neagă la specialiștii care au nevoie să se consulte. Și chiar anul trecut noi am avut un proiect în care noi la fel am promovat la Soroca și cu în aceste regiuni am schimbat mentalitatea lucrătorilor medicale, în domeniul sănătății sexuale și reproductive și am observat că este foarte mare diferență atunci când merg experți și vorbesc despre drepturile de persoanelor cu dizabilități și atunci când dreptul acestor experți sunt chiar persoane cu dizabilități. Atunci am avut parte și de
nu știu, chiar emoții, destul de evidente, lacrimi, aplauze, tot ce vrei. Oamenii nu s-au obișnuit să asculte, dar de la egal la egal să primească aceste informații. De, poate că unele lucruri au fost, eu șocat, țin de experiența noastră. Pentru că noi știm că și noi vorbim că atunci când colegii noștri, că noi nu știu dacă persoane nu știu să le vezi, dacă suntem invitați la evenimente, de exemplu, în raioane și nu sunt aceste lucruri, deci, suntem nevoiți uneori să vorbeam și produse de igienă. Asta este dificil, dar pentru că ne dorim să fim prezenți și vocea noastră să fie auzită, este important ca să începem de la cât mai multe instituții să fie accesibile. Și noi ne bucurăm că s-a urmat aceste recomandări și ați reușit să accesibilizați și ați primit un exemplu bun de toate instituții la fel. Pentru că accesibilitatea este primul pas ca să, ne, să avem acces la toate lucrurile. Felicitări încă o dată și sperăm că noi o să auzim, cum spuneau și vorbitorii anterior, că succesul va fi măsurat noi istorie, alte istorie de succes și o să vorbim nu doar despre cifre, dar despre istorie umane, despre femei care au reușit să schimbe spre viața spre bine și au creat familie, au născut copii, au partenerii de viitor și își realizează în deplin drept, se bucură de toate, toate serviciile și de bunăstare. Felicitări încă o dată! Mulțumesc! Mulțumesc! Voi prezenta are aceleași drepturi sexuale și reproductive ca tot ceilalți și de îndrept să se bucure de o stare bună să ne fetițare și de acest frate vicine de care, pe calitate. Ce le motivează? În siguranță, pe care dintre dumneavoastră am întâlnit situație în care persoanele cu dizabilitate să pună doamnă sunt tratate de fapt nu au și nici nu ar trebui să aibă interese și negociale sau ar trebui să fie de la viața și la care unitare este un stereotip pe care zi de zi, pe fapturi comune, trebuie și merită să rămână. Nu trebuie și pe mine, nu pot să zice. În 2017, ce nu ne inspire o cercetare din care este că fetele și femeile cu nevoi speciale au convingerea că sunt ființe sexuale, că pot forma o familie și pot naște copii. Cineva să le interzică acest lucru. Iar vizibilitatea nu este o barieră realizarea acestor drepturi. Totodată, ele își doresc o comunicare mai deschidă, mai activă la această temă cu cei în care au încredere, medici, asistenți sociali și familie. Analiza acestor rezultate ne-a motivat să oferim suport prin instruire pentru și femeilor cu nevoi speciale, astfel încât ele să-și cunoască drepturile și, ulterior, să transmită mai departe aceste cunoștințe și semenilor din comunitate. De instruire au parte și medicii de familie, medicii ginecologi, obstetricieni, asistenții sociale, cei care comunică și lucrează direct cu persoanele cu dizabilități, pentru care încurajează să se bucure de drepturile lor și să acceseze servicii de calitate. Cătul la servicii de sănătate sexuală și de productivă este o problemă reală cu care se confruntă persoanele cu nevoi speciale. Se întâmplă din cauza lipsesc faptul de ginecolo și tratate, sfere de bani sunt accesibile, iar în unele cazuri, persoane din nevoi speciale. Trebuie să înfrunte atitudine discriminatorie a femeilor și instruirea eficientă a medicilor. Este parte cu modele de centru medical accesibile pentru persoanele cu dizabilități. Nu ne dăm un centru de instruire pentru persoanele cu dizabilități. Mulțumesc! Pantra ei este de cer mult 8%. Asta pantă și are privire din ambele părți cu poate de sprijin la mențime acceptibilă. Mențimea dușii la care, la fel ca și acelor din interiorul centrului, permit accesul liber a persoanelor cu orice fel de dizabilitate. Se află la nivelul interiorului sau stresul de nevoie. Stațiile sunt largi, fără sapele, care 5 se devățată de 3 metri,
salvare, ieșire, un lucru simplu dată cu scapul important. Clientul medical ginecolog este dotat cu produsul ginecologic. Dar în ținea lui, la fel ca și poziția acestuia, sunt ajustabile, ceea ce îl poate ușor de utilizat și în cadrul beneficiarilor cu diferite tipuri de dizabilitate locomotorie. În cabinetul de ecografie, este posibilă deportarea de dar fără constatul despre locul de a compunere cu sustrația și de atât pentru cei de utilizare sau organice. Sau de voie, e utilată cu bande de sprijin accesibile și universale, iar la voie și boxul de vicină sunt instalate la înțele potrivită pentru a putea fi folosite de persoane cu nevoi speciale. Franța mai există și alte instituții care pot presta servicii medicale în condiții de accesibilitate. Însă, acest lucru trebuie să devină o practică obișnuită pentru majoritatea instituțiilor medicale din Moldova. Sens, am venit cu inițiativa completării standardelor naționale de evaluare și acreditare a instituțiilor de asistență medicală specializată de ajutor, scăpând ele să conțină standarde internaționale de accesibilitate. Rămânem fel convinși că tehnicile și femeile cu dizabilități au dreptul la servicii accesibile de sănătate sexuală și reproductivă, dreptul la relația mai numai la familie și copii, ca oricine altcineva. Ei, nu mai vreți informație. Acest site-ul depinde unul de instruire în domeniul sănătății reproductive sau la ținirea fiunite 0800 0800 0800. Acum, după ce am discutat de aceste momente, vine momentul cel mai dificil să vedem ce facem mai departe. Pentru că noi avem un principiu în cele nu facem proiecte pentru că dragul proiectului. Să spunem la aici vreau să discutăm cu dumneavoastră cum credeți ce mai avem de făcut și că, dar nu la sensul, aș vrea să fie pacem toată lumea, să primim război, nu are sensul și așa. Dar cum vreau fi tare de pe dumneavoastră și așa în gândire, dar ce idee dați ați avea contribuțiile și alea pe gândire de mai făcut altă așa. Pe mine personal am deranjat, am mai spus, durabilitatea realizărilor noastre, adică cum totuși reușim să ajungem la toate persoane cu dizabilități apropo de muncă sau casă ca să oferim această informare. Prima, al doilea moment, la nivelul de politici de stat, nu unde am încheiat să mai introducem ceva ca lucrurile acestea să fie luate în considerare. Am înțeles, de exemplu, și aici sunt prezente persoanele de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, da, este cineva, da? Ministerul Muncii și Protecției Sociale, vă rog frumos să transmiteți o mare personal de listă. Apropo, aici nu s-a avut respect de invocat, dumnealui, în dezvoltarea
precedentul programului Sănătate și de Sfântare de Putie, care se înseamnă în 2012. Dumnezeu mi-a invitat pe parcursul mai multe știință, adică Dumnezeu înțelege foarte bine și știe, cunoaște foarte bine acest domeniu, din mai puțin că este medicis, tot medicis. Și am înțeles de la colegii de la Fundul Național de Educație că se întâmplă cu medicinul, că puteți să nu spuneți de ce la știri, că dumneavoastră ar fi de impus în acel de plin de politice de comunitate de care am discutat, pentru că prințul Androi sunt în aspect social, privește spalii, dar sunt mai multe instituții, înțeles că este aspect social. Și alte momente legate de ceea ce am discutat noi, deoarece în comunitate de sistem finanță, pot fi dumneavoastră mai pe plin. Bună ziua, mă numesc Bucurătan, sunt consultant principal al programului de vedeță obiectivă a persoanelor de SBT. Vă mulțumim mult pentru prezentarea aceasta frumoasă. Din păcate, suntem doar la finele, adică nu a mai fost nicio prezentare de acest gen. S-a finisat programul de de incluziune socială. Deci, programul anterior a fost pe anii 2016-2022. Un program nou care urmează acest va fi extins pe diferite aspecte, inclusiv pe aspectul sănătății, aspectul medical. Noi am avut notițe și urmează să venim cu ceva politic în domeniul persoanelor cu dezabilități. Vă mulțumesc! Este un bună ziua tuturor! Am ascultat foarte mare atenție pentru invitație la acest mult net de autotalizare, de o sferă intermediară, așa. Și în primul rând vreau să felicit ceva proiectul și toată lumea acum să implicată de aici. Să știți că eu personal nu știu cât de greu să fac proiecte de tip comprehensiv care are o abordare sistemică, care care ați luat-o este un exemplu cer de gândire sistemică și de cum toate planurile negativ la toate lucrurile care au fost și COVID, alte limitări care noi le avem acum în jurul nostru, s-a reușit și sincer vă salut și cred că e o realizare pentru toată lumea. Dar nu mai puțin vreau să spun pentru aceste minunate și minunați eroi și eroine care vreau să vreau vizabilitatea și abilitatea trebuie tare mult de cine și ce e vizabilitate. Pentru că dacă te uiți numai la fântul, e una, dar dacă te uiți la personalitatea integră, ca personalitate spirituală, ca putere de voință. Eu aș considera că aici noi avem personalități super abilitate, care sunt profesori, învățători și un model de fapt, în general, de vieții pentru comunitate și este important să știm și să ne minte, fiindcă aceste lucruri nu ține numai de limitări. Noi vedem foarte mulți oameni cu păreri de rău, așa, pentru integri, fizici, dar cu atât de dizabilități, privești și așa mai departe, că au învățat și ajuns la nivelul dumneavoastră de abilitate, adică tot respectul, profund respectul. Eu vă specialist de fiind voi comunii cu comunitatea acestor persoane, să știți că foarte mult ne încurajați
Шима центрила в Невастре, и не фортификанты, но я перетесли база рецепта в Невастре. Но у меня есть факты много, а это срыв чиримоти, а это персоналитет. А часто есть импортант, где фокут, я это дипломат, но социальная для нас, в генерал, чиги, мобилитетсы, специалитетсы для нас, что-то их информация, думаю, это носит веку, фарты дикеш. Când putem învăța unul de la altul și avem așa niște profesori extraordinari. Tot respectul, fiindcă fără implicarea dumneavoastră, probabil că și fără știți și pe noi specialiști că vedem pe dumneavoastră, noi e de motivație extraordinară pentru noi să facem și mai mult și să facem tot împreună. Deci eu chestii de colaborare din asta, doamna Rodica, a reușit și cred că asta e doar o cupie de copii. Deci, noi, în serviciul standard prin masterilor, chiar din 5 ani, din 2007, 8, când am votat primele standarde de calitate și copii de servicii, să se schimbe, atunci le avem ca standardele noastre este ca serviciul să fie accesibile și acum este un indicator de monitorizare a calității. Sigur că e foarte greu de realizat, mai ales ține de construcția clădirilor și alte momente, dar ține de perspectivă și vreau să vă zic că, într-adevăr, mai sunt servicii care lucrează în acest sens, în special pe rezidență, și unul este bunica, babușca, Ulionșoa, iar din mine, ca specialistă, care lucrează слышу, что вы с чем-то лет с подростками, вашим достижением, и они будут вас помнить благодарность всю их жизнь. Мое восхищение как специалиста, вот если будут вопросы, к нам приходить, и мы позвали Херсуну, абсолютное восхищение, они будут, они вас уже обожают, я уверена, потому что им очень важен взрослый, которому они могут уважительно, но с кем могут поделиться вот этими нуждами. Но я мой лаборатор, она приходит под программу, где формали такую адвеченские кодинники в форме, где помирикологические стабилитеты, должна быть ресурсы, которые я играл на клиенты, mai multe lucruri în paralel care trebuie să facem și asta rămâne pentru noi, pentru viitor, să pilotăm și să mergem măcar în serviciul sanitarii de masinilor. Dar ce vreau să zic la pașii următori, o lecție foarte importantă care am învățat-o, asta este de problemele noi, pridoria nu se oprește. Dacă oprim ceva pridoria, dumneavoastră știți, mai ales în această domenii sensibile, se oprește și chiar dă înapoi repede. De ce efortul continuu de pridorii pentru acces, pentru drepturi, pentru toți, în special în așa un domeniu, în sanitația reproductivă. Următorul component, într-adevăr, este băieți și farmații, fiindcă noi e foarte mult investim în ultimul timp, ca noi, cu toate că îi vom spune fibrinii și asta e foarte bine realitate, dar avem fibrinii foarte bine instruite, care la noi, în tradiția noastră domnească tradițională, eu licitri bărbații, care nu au de jumătate din nivelul de instruire acestor femei. Și ea îi pune pălăria și așa, eu s-o conducă, să-i citească gândurile. Și noi avem pe urmă și aici avem. Mă scuzați, tot respectul față de bărbați, sunt diferiți și ei foarte mult, dar eu pe total și ca cultură generală și ca cultură într-o sectorul reproductivă. Aici trebuie să facem meditare de gen, că noi conform rolurilor noastre avem de ceva de lucrare. Și, desigur, că servicii există și sunt că este un moment pentru a ști mai bine serviciile unul de altul și trebuie să gândim pe a face niște sisteme de referință funcționale, prietenoase, persoane cu oricine dizabilități, ca să nu circule din toată sistema și să fie că noi suntem recunoscători cu dumneavoastră la în cadrul instruirilor, sunt suficiente de sanitate prietenoase, nu doar și facem aceste interferiri, dar trebuie de făcut un sistem de referire mai lucrativ și o întrebare deschisă pentru noi, ca pentru servicii, într-adevăr, cum să ajungem la mai multe persoane cu dizabilități. Este foarte, foarte greu,
для получения информации о наблюдателе о партии неожиданно начать я наблюдал по партии, у меня услышал нового новичерца, его сиян, спинкан, нормал, я все случаю. Если где вот это вот школу, кстати, говоря, мы пробили, если мы говорим, что они только все информируют, чтобы чего-то речи для людей, и функция же тем сажунка, и вот все речи шкин, которые не дают информацию. Și cam asta aș vrea pe scurt, mulțumim pentru posibilitatea de a mă bucura de țara noastră când îți faci ceva bun și eu, adică că cum s-a făcut ceva de partii din Paulului Lumină și chiar apreciez lucrul acesta foarte mult și mă bucur că noi țara îți face ceva cu care țara poate să mă îndească pentru oamenii noștri. Eu vă felicit cu toată lumea și vă vedeți cu ce vă ne fac, noi suntem deschiși în colaborare și mie pare de rău că nu ne-am putut cu cușoarele la momentul când eram extenuați să ne implicăm mai activ, dar o să fim foarte deschiși să obținem toate eforturile în continuare și țineți minte, dragi participanți, să noi fiecare ion. Deci noi avem și rezicente în sănătate de mai spinerilor, majoritatea din ele sunt maximal adaptabile, specialiștii destul de instruiți și dacă aveți adolescență ta mai întâi de bine trei întrebări, cu diferite forme de dizabilități. Deci cei care părinții o să fie nu mai poți și mai tot bine. Bine, să noi ne ajutăm și ce. Ce de bun succes mai întâi? În foarte multe de păsări în mine, am de face cu un subiect, și am avea este doar în modul în lucru. Și da, e ca un înțeleg de mine, nu? Ți-a trecut și un după în această, nu? De subiectă sau și așa modele dar aici înainte de a auzit cuvântul altor colegi, vreau să zic despre două chestii care pe mine foarte mult mă deranjează și mă dor. Este faptul că în continuare foarte puțin atenție se oferă dreptul și sănătății sexuale productive pentru tipuri de dezabilități, unul în instituțiile de dezvoltare pentru închis, iar noi am învățat de la expertele care mi-au format în acest proiect necesitatea sexuală sau victime sexuale, reprezintă baza lucrării personalități și în dezabilitate, sexualitatea deloc nu dispare, ci din potrivă. Corespunzător, noi știm că avem un program în țară de dezinstituționalizare a acestor instituții și știm că s-au creat centru comunitare, sunt mai prima dată, s-au creat centru protejate, dar foarte puțin am auzit vreodată dacă lor, semnul care se eliberează din centrele acestea, să plăsează în locurințele protejate sau în acestea să se servesc în centrele comunitare, de aia sunt recomandat, ci în fapt povedești măcar despre sănătatea sexuală productivă, spune măcar câteva cuvinte despre violență, ceea ce are sau pronunță cuvântul prezervativ. Nu. Imaginați că tot acest sistem face un mod plătit, dar pur și simplu se creditează, Doamne tărește în cadrul de o violență sexuală din partea curbanii în acest centru comunitar sau în aceste creioți protejate. Și noi avem colegii din care acum au colegii de la șapte organizații, parte
termice care au realizat frumoase ca Pindos, ca Kingston, dar aveți gratitudine către ceea ce le fac colegii. Mai sugerați, de mai duceți la aminte, mai duceți la aminte de acest lucru. Noi am invitat, am discutat și doar de constatarea de aceste centre speciale de business. Cât cineva, cred că mai făcut ceva, mai, nu știu, a dedicat o cameră acestor întâlnire, persoanele, persoanele care au dorințe sexuale, nu pot să-i dea de fapt. Eu oricum, mai devreme și mai târziu, frenze de ce fiți. Avem păcat calitatea și ce se întâmplă și care vrem primă. Totuși, în primul rând, nu avem nicio informație, nicio studiu și noi nu vom plece de la niciunatul comisariat 1 pentru vetru 1, dar am discutat lucrurile acestea, dar așa și nu am mers. Poate e timpul deja să mergem, noi ne oferim voluntari, să mergem doar ajutați-ne să ne rim la mine. Să facem niște... Știu că Diana, Diana, a făcut niște atitudini, niște interviuri, dar nu sunt tocmai întrebări cele care noi am lăsat. Trebuie de văzut ce se întâmplă acolo și, în sfârșit, de a lua niște măsuri, pentru că, iarăși, discutați în colegii tot dumneavoastră în oficiu, că acum când medici de familie, în orice oficiu medical, orice lume contare, contraceptive în exces, foarte multe. S-ar putea un mecanism poate de elaborat, cum o parte din ele s-ar duce la aceste centre. Până la urmă, dacă se află în subdiviziunea acestui medic de familie, ar trebui să o intereseze și pentru ele. Asta e un moment care... Dar și instituțiile acestea, centra de sănătate mentală comunitare și prințele acestea de protejate și numite, probabil că sunt sociale care se pregătesc, mă imaginez, special ca să lucreze în ele. Neapărat pentru subiecte de discutat și de informat în aceste subiecte, ca să acoperim cât de cât siguranța acelor persoane, dar siguranța să protejăm și persoane de șucuri. Odată se expune niște tragedii, niște implicări foarte mari. Sunt multe de aceste acum. De altfel, am făcut câteva săptămâni în urmă sau poate două am aflat despre faptul că CEDO European Drepturilor Omului a dat câștig de cauză în procesul care a durat foarte, foarte mult împotriva postului director al Institutului de Țări din Pindu la Wells, care, de fapt, de atunci nu ne-a instrat, sincer. Deci nu ne-a vrut precedent, dar de atunci, care dacă nu acum știți, pot de ouă, au fost în lucrări de drepturi foarte urâte și s-a putat și cu decese, din păcate. Iată, în momentele acestea, încă multe cred că mi-a acoperit, este că te așteptă chem să vă implicați și dumneavoastră, dacă aveți așa șansă sau așa ocazie. Dacă mai dorești cineva, cum ați putințat, trebuie să-mi pozvăm în toate cealaltă, că fac lucrurile cu toate mai bine, da? Problemele, suportările în aceste centre de plasament deja nu mai sunt de tip închis, toate că ieșirea sau intrarea beneficiarilor cu care este monitorizată, este mai rigidă sau controlată, dar nu este. Asta am vrea să vedem de la început. Erau, dar odată cu modificarea statutului acestora din 2018, de fapt sunt cele de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități, 4 puncte pentru persoane cu dizabilități adulte, 2 puncte pentru copii cu dizabilități. Problema sănătății repercute sau sănătății intelectuale, da,
Au fost cumva desfășurați instructivi datorită proiectelor Trimbos sau de Chiesul Moldova. De asemenea, au fost implicat și instructori pentru drepturile omului, chem, care din ele au fost succes, care cu mai puține rezultate, dar se spune instruire pentru beneficiari au fost. Dar nu cumva aș vrea să jurnesc aceste sesiuni din punct de vedere, în punct de vedere a calității, dar informația adusă prin ceașilor cumva nu a fost filtrată, da? Ea nu a fost în toate cazurile de înțelesul beneficiarilor și cum s-a devenit o calitate, făcând trimitere la dreptul, la sănătate reproductivă, dreptul la cele contraceptive, dreptul de a merge familie, dreptul de a cere acea cameră sau dreptul de a cere acea primare să faci cu prietenul sau, mă rog, cumva formatorii se au ținut voi aveți drepturi, dar nu asigurăm și continuitatea acestor drepturi, consecințele mai bine zis la acestora, la ce duce, cum se învăță. De asemenea, instruiri au fost realizate și pentru personalul din aceste centre. Și aici, cumva, vin din sistem, da, sunt colegi, dar a fost menționat acest lucru. Cumva nu o punem noi, dar nu o punem, pentru că așa avem o tradiție foarte de mult, că uite la acestea de curii nu se face. Dar dacă se întâmplă, ce o să faci? Pentru că nu este un moment de neștiut, dar urmă să relații, ținați copii. Ținați copii, genuri de plasament, de persoane cu dizabilități mentale. Este o situație care nu putem rezolva, dar o situație reală, actuală. Acum se primește că acei copii sunt despărțiți de mamele acestea, da, care au dat naștere, care și-au dorit, conștientizează că ai un copil, dar ea nu are posibilitatea de la mici. Este dispărțit de mamă, nu? Sunt un centru de învățământ pentru copii. De servicii, acuntare pentru copii. Cumva, noi când venim cu informații, ce am punctat de la început? Când ne dorim să stabilim niște priorități, ne dorim să facem niște colicuri, să primim un suport informațional, de instruire, metodologic, nu contează pe care, cumva trebuie să evaluăm absolut toate riscurile în ansamblu, să fie o analiză interinstituțională, interdisciplinară, să atragem atât mediul din sănătate, mediul academic, mă refer de responsabilitățile din zonul societății sociale și mă refer și la actorii responsabili de acreditarea servicii sociale. Adică e foarte bine că noi discutăm aceste lucruri și le vedem și le analizăm la trei minute rotunde. Dar cumva interesul și suportul trebuie să vină din partea tuturor actorilor implicați. Și se fac instruiri, dar trebuie să fim foarte atenți. Cum se fac? Care este materialul care se predă? Cât este de profund înțelegerea auditorului? Cumva, momentele este a aduc ține în timp niște consecințe care noi nu ne le dorim. Dar de mult nu se mai aud zonuri sau nici așa gând să încă drept la anume, la sănătate. Este de apreciat chiar că lucrează. Pentru că avem o colaborare cu ei, nu numai
prin acest domeniu, dar mai multe filiere. Și ne propunem colaborări deschise, sincere și de interes pentru beneficiarul final. Și informații motivă. Cine mai vrea să ne dau pe dominanță, îmi spune să vă reduzăm acum este, da. Eu am intervenit, am avut experiență de implicare la un concurs național pentru piesă, am jurizat, am urmărit, cred că, partea juriului de societate civilă, dar și persoane, de fapt, pentru că sunt jurnalist, am jurizat peste sute de materiale, TV, radio, online și, din păcate, adică s-a scris și despre persoane cu dizabilități, deci a fost dedicat concursul, hai să spunem, da, abordării diferite grupuri sociale vulnerabile, cum scriem corect din perspectiva drepturilor omului și foarte, foarte puține subiecte au fost pe tema dizabilității, dar mai ales ca să fie în vizor persoane cu dizabilități psihosociale, da? Și am dat seama, mai ales atunci când vorbim despre sănătate reproductivă a persoanelor care sunt în instituții rezidențiale, dar și, mă poate mai puțin, dar oricum și persoane cu dizabilități fizice, în presa nu conștientizează că există asta problemă, că provocările cu care se încăpare aceste persoane, respectiv, propunerea mea este mai mult posibil să, ca un partener de atras mai mult și piesa de toată subiectelor națională și locală, ca să fie interesată, să fie informată și să fie să citărcâie la acest subiect. Pentru că avem foarte multe istorie frumoase și ele trebuie mediatizate, dar să vorbim și despre probleme și cum pot fi găsite aceste soluții. Cred că dacă ar fi implicată la nivel de masă, presa ar fi informată, eu cred că și autoritățile un pic mai s-ar mișca un pic carul de loc mai mult, pentru că vorbim de așa materiale de terminologie, nu trebuie să încă presa nu cunoaște despre cum să scrie corecte despre persoane cu dizabilități intelectuale, psihosociale, nu se scrie încă foarte mult în acest subiect. Chiar și am analizat un studiu prin percepția societății față de persoane cu dizabilități, dacă față de persoane cu dizabilități fizice, dar eficiența nu este atât de mare, deci situația este mai îmbunătățită, încă am rămas, suntem distanțieri la capitolul persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale, și mai ales la capitolul dreptul la sănătate sexuală. Respectiv, dacă am vorbit mai mult, dacă colegii discutant, dacă am vorbit mai mult în școli, despre domeniul dizabilități, despre dreptul acestor persoane, probabil că atunci situația se va schimba un pic mai repede. Dar mă repet că implicarea presiei este foarte importantă, pentru că este un instrument care ar ajuta în mod efectiv să se interesează anumite părinte ca să mobilizeze autoritățile de mai multe dialoguri în această subală situație. În școlile economică deja este realizată o activitate extrem de importantă, includerea obiectului funcțional, ne-am dorit ca să fie obiect mandatar, obligatoriu, cred că ar fi cazul de mai revizit internetul pe acest aplicul și de încălzită, iar și cum a fost mai fiind mori, doar cu stăt în delicat, dar diferite grupuri cu speciale, poate prin asta crește toleranța, crește acceptarea tuturor persoanelor ca persoane ca și tine, că tu spune o zi. Asta ne sugerează să spun și colegii de care vorbim în punctul național situație. Colegi, Institutul
Într-adevăr, păstrarea este necesară de a adecua instrumentul. Adică este un interior personal din cauza specială, un personal din personalul atenției medicale, din cauza existențelor rezidențiale și de instituții care. Urma dată am fost pentru o vizită de mărățare mai de 10 ani, la Aveți, poate pentru pasamente la Aveți. Discutăm cu atenție medicală, ei mă întreabă, de ce poate să nu fie aceeași pat cu obligarea persoanelor de a avea sterilețe, deci beneficiarul instituției. Pentru că fiat am avut caz să nască fii și adăptare, să nască, dar nu putem să, din perspectiva dreptului omului, nu putem interzice așa. Și noi găsăm că, deci, noi am avut o experiență foarte bună atunci când am făcut instruiri, modul chiar am preparat dreptul medical în cercul de instruire pentru de protocolul 2 și cercul de instruire. Continuăm pentru asenții medicali și farmacii. Deci, pentru faptul de a instrui, să practicăm foarte mult la sfârșit de persoane care schimbă un par atitudine în față de persoane. Atunci când află lucruri noi, sunt lucruri noi de privit, deci stația schimbă constant. Avem colegii de vorbă de dreptul de persoane cu calități din 2010, niște vorbi care Republica Moldova de la a acceptat cumva de a inclus în legislația națională și trebuie de respectare, dar persoana nu cunosc. Deci, fiind instruite, probabil sunt un mijloc de a ajuta personalul, persoanele care lucrează pe un mijloc de lucrare. Îmi pare noi eram cu dreptul de omul, avem o experiență foarte interesantă, cred că e negativă în țara aceasta. La eliberarea de persoane cu competenție, care a fost absolut integrată la mișcare de studiați pentru un avut să fie mulți ani în urmă. Și atunci, da, aveam fotografii frumoase pe care să vă urmă și să ne gândim și să vedem cum mai intersectăm, pentru că nu sunt fix aceste lucruri care le-ați învățat dumneavoastră, puteți să faceți parte dumneavoastră legislația de studiu, pentru că noi pare noastră. Și, de fapt, exclusiv, noi chiar și în legea 2012, puteți să înveți reproducerii, drepturile sexuale nu sunt prea reflectate. Și anume, dar pe de altă parte, avem program național, care se numește Program Național Sănătate și Drepturi Sexuale și Reproducere. Adică am spus că am făcut prin față în sensul acesta. Pentru că dacă să vorbim unde conceptul, da, drepturi sexuale sunt mult mai largi decât cele reproductive. Sexuale, oricine are aceste drepturi și asta vizează dreptul la o sănătate sexuală fără de riscuri, la informații în acest domeniu, la orientare sexuală fără sănătate și așa mai departe, decizia liberă, evident, că orientarea sexuală, cine, cum și așa mai departe, iar dreptul la reproducere este foarte mai mică acestor drepturi sexuale. Și de ce era putea să avem acest ingenție cu dumneavoastră, instruire care face dumneavoastră. Mulțumim, mai dorește cineva să ne ceva? Da. Lucrările de sunt foarte importante. Eu personal nu coordonez, de ce domeniu nu fiu cadre, eu coordonez cu clientul acolo care este axat de schimbările de sistem, cu cei puțin de servicii sustenabile pentru care trebuie să fie mai inclusive și aici e vorba mai mult de politici și mecanisme consultative. Dar ceea ce cunosc eu, că colegii mei au făcut o serie de instruiri pentru personal din câteva instituții rezidențiale ani creștinți. Știu că și recent în Parlament s-a discutat programul de inspecție de sănătate,
au pus plusele și accente foarte serioase pe extinderea serviciilor de suport în cadrul atât instituțiilor rezidențiale, cât și deja în serviciile create, și cu casele comunitare, locuințele protejate, pentru că sunt cazuri individuale, dar sunt cazuri destul de multe când vorbim despre persoane cu dezabilități severe care au nevoie de implicare nu unii singure persoane sau unui specialist, dar au nevoie de o echipă multidisciplinară care se implică și se monitorizează cazul de la plasarea persoanei în aceste servicii protejate, până la deja integrarea persoanei propriu-zise în comunitate. Aici vreau să spun un aspect foarte important de interconectabilitate a tuturor lucrurilor care se întâmplă în incluziunea dezabilității în toate politici și servicii la nivel național, pentru că fără, și aici poate, cred că a menționat cineva despre importanța și datelor dezagregate și datelor care ne arată situația reală, fără divergențe, și importanța colectării acestor date și monitorizării situației la moment și comparat, numărare. Plus, este foarte important și evaluarea progresului deja în implementării articolelor concrete a Convenției ONU privind drepturile omului. Și aici și noi deja cunoaștem că se pornează comisiile specializate de către Cancelaria de Stat. Una dintre comisii specializate este creată sub egidă de implementarea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și a Familiei. Una dintre aceste comisii specializate conține și monitorizarea implementării tratatului Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dezabilități, dar și altor convenții. Aici este important să găsim sinergia în totul ce se face pentru a integra aspectul dezabilității în tot ce avem astăzi la nivel național. Noi avem Consiliul pentru drepturile persoanelor cu dezabilități, Consiliul Național, care are lucruri tematice, una dintre care este și despre servicii de suport. Și iată, aici, dacă găsim sinergie, vorbim posibilitatea a vocii, atât naționale cât și regionale, persoanelor cu dezabilități, să fie prezente pe masă de consultare, atunci cred că mai multe lucruri s-ar rezolva mai eficient. La cei ce depunem noi efort, eu și echipa noastră de colegi și colegii mei de la alte agenții ONU, pentru că acum se susține dezvoltarea unui program nou pe incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Suntem noi, sunt UNFPA, UNWHO și alte agenții care acum oferă suport pentru dezvoltarea acestui program și punerea în aplicare. Mulțumesc! Dar nu vin la desmicropunit, de mă răspundă, 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 împreună cu medicul, vorbim de echipa multidisciplinară. Vă spun din ce m-am atins acest subiect, echipa multidisciplinară. El este selectată la mâna unor persoane ca să fie lor bine. Dar nu este selectat exact așa cum ar trebui să fie, anume medicul, nu sora medicală în comisie, nu persoane din tot ce parcă îmi place asta la ei sau cealaltă. Dar să fie oameni cu oamenii care cu adevărat să fie alături de acele persoane. Când am avut acum recent un seminar prin scrivire egalitate de gen la persoane cu dizabilități, femei din social vulnerabile și cu toate abilități și mai bogate, hai să spun așa. Deci eu am suimit o persoană mai înstărită să vină să spună: dar de ce nu faci tu cu public scris că noi suntem vulnerabili? Deci egalitate de gen există și femei cu dizabilități. Astea sunt lucruri care ei, oamenii din localități, încă nu înțeleg
că noi toți suntem în dreptul egal și noi trebuie să-i scoatem în evidență pe toți în drept egal. De ce aș sugera la Filipus că vii ca asistenții sociale să lucreze mai mult cu, nu doar documentația accentului, dar adică pe oameni, pe femei, nu cu dizabilități, dar cu abilități, să găsesc mai multă abilitate în cele cu dizabilități, decât cei cu abilități. Îmi pare mult să spun, dar ăsta e adevărul. Eu vă mulțumesc frumos și cred că o să fie o colaborare cu medicină și asistență socială cu adevărat, nu pe foaie, dar realitate. Pentru că noi suntem oameni vii care contribuim la bugetul statului, vrem să trăim într-o societate sănătoasă, cu adevărat. Vă mulțumesc frumos tuturor! Sper să fiți auzită, cel puțin de o sugestie în care direcția am putea deja să ne orientăm în următoarele funcțiile. Cel puțin eu să vă ofer și să vă spun, persoanele care sunt la noi în scriere, dacă aveți un scriere, dacă aveți orice idee de a continua în scriere, când ne va apucați, nu știe, nu am spus. Mulțumim tare mult!